Bun găsit, prieten, aici pe platforma Unde TV, în emisiunea Videocrația, într-o zi în care avem foarte multe lucruri de discutat, pentru că se întâmplă multe lucruri. Astăzi de dimineață, când am anunțat tema emisiunii, propusesem să discutăm aproape exclusiv despre atentatele de la Bruxelles și să vorbim despre ce se întâmplă, practic, în siajul acestor atentate la nivelul deciziilor politice în acest moment. Între timp avem o declarație foarte controversată, aș putea spune deja, a președintelui Turciei, domnul Erdogan, care i-a spus domnului Klaus Iohannis că a primit Turcia cadou, practic, un teren, și știm bine de la cine, de la domnul Ponta, pentru ridicarea unei moschei în București, și că, prin urmare, muftiii de aici, din România, se ocupă de obținerea tuturor avizelor pentru ridicarea moscheii. Domnul Klaus Iohannis pare să nu fi avut reacție la această declarație a domnului Recep Erdogan. Prin urmare, e foarte posibil ca în următorii ani să avem o moschee la București. Sigur, putem discuta în această seară despre cât de oportună, să o numim așa, a fost declarația lui Erdogan în legătură cu ridicarea unei moschee în capitala României la o zi după atentatele teribile de la Bruxelles. Vă propun însă în această seară să discutăm despre terorism, să discutăm despre migranți, să vorbim despre toate aceste lucruri dacă ne sunați prin Skype la ID-ul unde.tv, să vorbim despre cum poate, dacă poate fi combătut acest val de atentate teroriste care, iată, lovește deja periodic Europa și să discutăm și această problemă legată de migranții care ar putea veni în România. Există deja, după atentatele de la Bruxelles, așa cum probabil ați citit deja, în mai multe țări europene s-au reluat dezbaterile foarte intense al minterii și în ultima perioadă, sau au avut loc și în România, mai ales în mediul virtual, că aici se întâmplă dezbaterile mai nou în această țară, despre respectarea sau nerespectarea cotelor obligatorii impuse de la Bruxelles. Dar spuneam că nu putem vorbi numai de atentate, câtă vreme avem un raport al Corpului de Control al primului ministru legat de ceea ce s-a întâmplat la colectiv. Când am citit acest raport, am avut pe de o parte un sentiment, aș spune că am avut un sentiment bizar, n-aș spune că este un sentiment de satisfacție sau că e un sentiment de am fost foarte încurcat de ceea ce am simțit, practic. Pentru că în acest raport, din care am să vă arăt în acest moment un fragment, la un moment dat scrie așa: ca notă unitară în ceea ce privește datele primite de la diverse entități implicate, s-a remarcat lipsa de coerență și datele contradictorii cu privire la numărul de echipaje existent la fața locului, numărul total de victime, numărul de pacienți internați în fiecare spital, numărul de pacienți depistați cu infecții nozocomiale, numărul de pacienți transferați în afara țării și locația acestora, raportările fiind confuze, atenție, chiar și în privința numărului total de decese. De ce țin să punctez acest fragment din raportul Corpului de Control al primului ministru? Pentru că zile întregi, aș putea spune chiar săptămâni întregi, după producerea nenorocirii de la colectiv, am strigat ca disperatul că există lucruri pe care autoritățile le ascund opiniei publice în legătură cu numărul de morți. Mai puneți odată, colegii, vă rog frumos, ceea ce am scris astăzi pe blogul turcescu.ro, subtitlul rușine să vă fie. Atenție! S-a remarcat lipsa de coerență și datele contradictorii în ceea ce privește numărul total de victime, chiar și în privința numărului total de decese. Când am spus că se ascund morții de la colectiv, că în legătură cu numărul morților de la colectiv există mari semne de întrebare, când strigam în vreme ce alți jurnaliști, puneți-le ghilimele deja, îi pupau în fund, o rostesc cu tărie și subliniez, îi pupau în fund pe Arafat, pe Oprea și pe Bănicioiu, în emisiuni de televiziune aproape omagiale, în timp ce părinții și aparținătorii decedaților plângeau cu lacrimi amare, ei bine, ei pupau un fund, spun din nou, pe Oprea, pe Bănicioiu și pe Arafat, spunând cât de nemaipomenită a fost intervenția autorităților la fața locului. Raportul acesta al Corpului de Control al primului ministru e devastator în ceea ce privește aura asta pe care au încercat să le construiască marilor salvatori ai națiunii la acel moment,
unii dintre așa zisii jurnaliști din România. Pentru că acest raport subliniază exact impotența, lipsa de pregătire, lipsa de autoritate, confuzia, haosul, lipsa unor planuri pentru a face față unor astfel de situații de urgență și chiar confuzia pe care o subliniam la acel moment în ceea ce privește numărul total de decese. La vremea aceea m-au făcut în toate felurile. Lunatic, conspiraționist, nebun, alarmist, om care și-a pierdut uzul rațiunii. Ia uși ce zice Turcescu, că sunt mai mulți morți decât raportează ăștia. Da, erau mai mulți pentru că, așa cum spune și în raportul Corpul de Control al primului ministru, ăștia nici nu știau la vremea respectivă nici câți răniți sunt, nici câți morți sunt, habar n-aveau. Era un haos general. La aproape 5 luni de zile de la momentul colectiv, raportul Corpului de Control al primului ministru nu că îmi dă mie dreptate, ci arată cu adevărat cum se întâmplau lucrurile atunci la fața locului și eu spun în acest moment, știam și publicam acele postări pe pagina de Facebook, mai ales, dar și în intervenții pe care le-am avut la momentul acela pe câteva posturi de televiziune, pentru că mă sunau pompieri, polițiști locali, rude ale celor care aveau victime în nenorocirea de la colectiv, ba chiar autorități de la un nivel superior, să spunem, al statului român, deci din Guvernul României, din Ministerul Sănătății și din Ministerul de Interne. Și oamenii îmi spuneau la acel moment că da, am dreptate, că e un haos total, că n-a știut stânga ce face dreapta, că s-au dat ordine contradictorii, că ambulanțierii erau trimiși de la Ana la Caiafa, de la un spital la altul, că autoritățile mințeau când spuneau că avem de toate și că nu avem nevoie de ajutor din străinătate. Repet, când spuneam aceste lucruri, toți au zis că sunt nebun, că sunt alarmist, că sunt conspiraționist. Le-am spus la vremea respectivă și am reluat, dacă accesați turcescu.ro, în acest text multe din postările pe care le-am pus atunci pe pagina de Facebook, spuneam un lucru foarte clar, că un jurnalist în astfel de momente, când toți se ocupă de cu totul altceva, că asta e viața, unii plâng, alții încearcă să dea o mână de ajutor, un jurnalist, că asta e meseria de jurnalist, atunci când ia foc o clădire și alții fug din clădire, el se duce spre clădirea respectivă. Un jurnalist și au fost și alți colegi, trebuie să ridice semne de întrebare. Nu putem să înghițim pur și simplu punctul de vedere al autorităților. Pentru că în jurnalism e o regulă. Să pui la îndoială acest punct de vedere al autorităților. Dacă el se confirmă, foarte bine. Foarte bine pentru toată lumea. Dar dacă, așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori în istoria presei, de mii de ori, de zeci de mii de ori, dacă autoritățile mint, dacă autoritățile sunt, cum dovedește acum acest raport, depășite de situație și în astfel de contexte improvizează. În astfel de contexte încearcă, fie pentru a calma populația, fie pentru a-și ascunde incompetența, să ne spună că totul e bine și minunat, hai să ne ocupăm mai degrabă în astfel de momente dureroase pentru națiune, de emisiuni în care să plângem, lacrimogene. Vă aduceți aminte, în loc să înceapă din acel moment anchete jurnalistice, pe toate televiziunile băgau generice din ăla lacrimogene, cu lumânărică, cu nu știu ce. Asta este presa tabloidă. Nu spun că n-avem suflet. Pe toți ne-a durut tragedia din colectiv. Dar în același timp, în memoria acelor victime, jurnaliștii în primul rând trebuiau să fie atenți. Și când i-au văzut pe Oprea clătinându-se după două sticle de vin la declarațiile date în acel moment în fața clubului colectiv, cu un Arafat care încerca să pară calm, dar era clar că nu știa ce trebuie să facă, cu oameni din spitale rătutiți, cu unii care strigau că e criză de sânge și când am vrut să donez în noaptea respectivă sânge să mă duc, mi-au spus cei de la centrul de hematologie că e închis, mi-a răspuns portarul, să vină a doua zi de dimineață că există sânge pentru răniții de la colectiv. Ei bine, toate astea arătau la acel moment un haos teribil. Și pentru a exemplifica această chestiune, spun încă o dată, iată, la ora 12 și 58 de dimineață, în ziua de 31 octombrie, spuneam, prima constatare ca să vedeți în ce hal arată astăzi România. Avem 80 de cazuri de urgență și s-a declanșat panica deja. N-au sânge, n-au locuri în spitale. Ce ne facem dacă vine cutremurul și sunt mii de cazuri? Sau războiul, scriam la vremea respectivă pe pagina de Facebook. După aceea, o prietenă care a fost acolo, Ana Maria Adam, căreia nu i-am dat numele la vremea respectivă,
pentru că n-am vrut să, n-am știut ce, cum e cu părinții și așa mai departe. Scria pe pagina ei de Facebook așa, colectiv ars cu oameni în el, am scăpat ca prin minune, fără rucsac, acte și telefon, da, sunt răniți, nu știu dacă a murit cineva, nu știu nimic de Vlad și de trupă, mirosea carne arsă, chiar am fost norocoasă, am sunat și futut în gură 112, după 15 minute nu era nicio salvare și niciun pompier acolo, viteza lor de reacție e penibilă, am ieșit de la Buda, am auzit, a luat foc, m-am uitat pe tavan și focul cuprinsese tavanul, ardea pur și simplu tavanul clubului. Prietena mea m-a luat de mână și a început să mă tragă spre ieșire. De la scenă a pornit focul, de la efectele pirotehnice. Iar eu strigam atunci, repet, pe 31 octombrie 2015, când alții pupau un fund pe Oprea și pe Arafat, strigam Oprea, Arafat, demisia. Pentru că oamenii erau mărturii, repet, de la fața locului. Pe 2 noiembrie, la câteva zile, din nou, când toată lumea spunea că totul e minunat, că ce eforturi, Bănicioiu făcea turul televiziunilor. Strigam pe pagina de Facebook, apar tot mai multe mărturii care ne arată că Oprea și Arafat ne-au mințit. Operațiunile de salvare s-au făcut haotic, târziu, fără profesionalism și nu demisionează nimeni, dar urcă furia. Nu înțelegeți, nu? Oprea, Arafat, Piedone, nu înțelegeți, nu? Veți înțelege, spuneam la acea vreme. Astăzi Oprea este praf, Arafat e din ce în ce mai contestat și să sperăm că într-o zi o să înțeleagă că trebuie să demisioneze. Piedone e vai de capul lui și tot așa. Repet, nu vreau să trag spuza acum pe turta mea să spun vai cum am știut eu aceste lucruri. Dar era evident oameni buni. În astfel de momente ca jurnaliști te uiți la felul în care acționează autoritățile. Nu te-a pus aplauz ca proasta în târg așa de fiecare dată că ai reușit să-i aduci în studio pe Bănicioiu, pe Arafat și pe Oprea și să-i pupi pe unde nimerești. Ce minunați au fost ei și cum au salvat oamenii din colectiv. N-au salvat nimic și au bătut joc la acel moment de mulți oameni care poate ar fi avut o șansă în plus, fie la viață, fie la o recuperare mult mai rapidă sau o recuperare mult mai bună, dar nu i-au trimis în străinătate. Asta iarăși a fost o nenorocire. Și am vorbit cu oameni care s-au ocupat de ducerea acestor răniți în străinătate. Și veți vedea, poate în curând, sper să apară și aceste imagini. Eu am, dar n-am vrut să le fac publice deocamdată, pentru că n-am avut acordul celor care mi le-au trimis. Să vedeți ce a însemnat pentru unii care au fost operați în România. Un transplant de piele făcut în spitalele românești. Și cum arată la 5 luni de zile un astfel de transplant de piele făcut în spitalele din România, însemnând că arată rău, că se vindecă greu, că sunt mari probleme și cum arată pe o arsură de același grad un astfel de transplant făcut în străinătate. Oamenii, bun, suntem buni până la un punct, medicii din România sunt bine pregătiți, dar dacă n-au la un moment dat ustensilele necesare, echipamentul necesar pentru a realiza astfel de operații, la ce bun să începem să ne fălim, să zicem că suntem cei mai buni, de ce trebuia să facem toată opereta aia nenorocită? Închei acest capitol și apoi vă prezint invitatul meu din această seară, pentru că mai e un lucru foarte important în acest raport al Corpului de Control al Primului Ministru. Și punctez în textul pe care l-am publicat în această după-amiază pe blog. N-am asumat teoriile conspiraționiste în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la colectiv. Dar e în raportul Corpului de Control o frază care mă pune pe gânduri și zice în acest raport: Controlul nu a putut concluziona cu privire la cauzele deceselor victimelor dezastrului din colectiv ulterior datei de 30 octombrie 2015, având în vedere, atenție, datele medicale insuficiente aflate la dispoziție. Date medicale insuficiente? La 5 luni de la tragedia din colectiv? Uite, așa cum am zis aici, vă las pe voi, prieteni, și vă provoc sunându-ne astăzi la ID-ul de Skype unde.tv, să ne spuneți ce credeți că e în spatele acestei fraze din documentul ăsta oficial întocmit de Guvernul României. Cum adică, având în vedere datele medicale insuficiente aflate la dispoziție? Evident că în această seară vom discuta și despre știrea de ultimă oră, aceea a reținerii pentru 24 de ore a primarului de la Doi Neculae Onțanu, un personaj despre care, cu tic-tacul cu care cred că v-am obișnuit deja, încă din septembrie anul trecut și mai apoi în ianuarie anul acesta, am anunțat că este următorul edil mare, dacă vreți, din București, care va ajunge la DNA. Pe o chestiune care cred că se va umfla destul de tare, pentru că domnul Onțanu nu are numai acest dosar despre care se vorbește acum la DNA cu luarea de mită și vânzarea unui teren, ci problemele sunt mari în legătură cu retrocedările
care au fost aprobate de domnul Nicolae Onțanu, care și-ar fi dorit, evident, și al cincelea mandat. Laurențiu Ciocăzeanu, jurnalist, este în această seară invitatul emisiunii Videocrația. Salut, Laurențiu! Seară bună! Hai că avem multe de vorbit, sunt subiecte peste subiecte. Hai să începem cu... Te-ai aprins? M-am aprins, știi de ce? Pentru că atunci m-au făcut în fel și chip. Și dacă m-ar fi făcut numai postaci de pe Facebook la acel moment, poate că astăzi aș fi fost mult mai relaxat. Dar mari jurnaliști, n-am să-i numesc că deja mi-e silă, da? Sau indivizi care se consideră un soi de purtător de cuvânt ai opiniei publice, că lider de opinie nu sunt, au început să strige în gura mare, că am luat-o razna, cum adică ascund autoritățile. Eu asta spuneam, pe lângă faptul nu, că... Chiar nu știam cine și ce, dar mă gândesc, adică presupun că vine din zona Voiculescu. Ce nu, spune. Numai din zona Voiculescu, nu? Tocmai asta a fost. Deci la momentul acela toată lumea spunea, vai, nu e momentul să discutăm despre astfel de lucruri, asta pe mine m-a șocat. Da? Toți spuneau, nu, să nu vorbim acum, ce ne interesează, haideți domnule, să e o tragedie națională, eu nu știu ce. Da, oameni buni, e o tragedie națională, e în regulă, dar hai să vedem că astfel de tragedii se pot repeta, Doamne ferește, oricând. Da. Da? Păi dacă e o tragedie națională, da? Hai să vedem de ce după o tragedie națională nu s-a putut face mai mult. Am înțeles, hai să spun, eu asta nu intru în teoria conspirației, să spun că acolo a fost mai mult decât un accident, da? Că a fost română criminală, că nu știu ce. Deși astăzi... Asta avea Victor Ponta, nu știu, astăzi când am aflat că procurorii se duc din nou la fața locului ca să ia niște probe de aer la 5 luni de zile distanță, din aerul, din clubul colectiv, iau ei acum niște probe cu un aparat special, am zis, bă, dar de ce să mai duc acum după 5 luni de zile? Ca să ce? Noi nu stăpânim, da, din vedere tehnic și juridic. Am zis că nu intrăm în asta, dar strigam de fiecare dată, sunt mai mulți morți. Ăștia habar n-aveau nici câți morți au în acel moment. Da. Am spus la vremea, spuneți-le părinților adevărul, pentru că vorbeam cu medici și erau oameni care aveau arsuri pe 80% din suprafața corpului. Nu există niciun caz în lumea asta, m-am interesat de la oameni care erau medici atunci, da? În care să-i pui să mai spui un aparținător că copilul lui, sau nu știu, fratele lui, va supraviețui având 80% arsuri pe suprafața corpului. Știi ce au făcut atunci? Erau practic niște morți vii, cum am spus. Sigur că nu pot să-l declar mort câtă vreme nu este mort. Da. Dar aparținătorii nu știau nimic, mă sunau disperați, spuneau sau scriau pe Facebook. Domnul Turcescu, nu ne spune nimeni nimic, stăm pe la porți ca proștii. Da. Ăștia n-au nici lista, nu știm, noi nu recunoaștem. Erau 80% arși, i-au recunoscut cu greu. Cu greu, după câte o urmă de cămașă, după câte o urmă de o verighetă, o ceva de genul acesta. Le-au băgat un tub ca să le asigure în continuare prin ventilație mecanică respirația. Da? Sigur că, repet, părea așa o doză de cinism, dar o să-i țin beznă pe oamenii să le spui că la 80% arsuri pe suprafața corpului mai poți să-l readuci la viață pe un om? Nici în minunilor nu s-a întâmplat în medicină această chestiune. Trebuiau oamenii, aveau nevoie de consiliere psihologică și de medici care să le spună clar, băi, oameni buni, îl ținem mecanic în viață în acest moment, da? Dar foarte multe lucruri nu se mai pot face. Da, îți înțeleg supărarea, frustrarea. Nu, mi-e silă, să știi. Da, mi-e chiar silă. Pentru... M-au făcut în fel și chip la acel moment. Pentru că nici nu vreau să te supăr mai mult, dar aș spune că tot ce s-a întâmplat cu tine și cu familii de victime este cumva normal pentru România. Pentru că dacă dintr-o astfel de tragedie nu tragem niște învățăminte minimale și, cum să spun, nu avem niște reacții normale, care inevitabil există în orice țară din lumea asta. Eu nu cred că există vreo țară în lumea asta unde după o astfel de tragedie principalul responsabil politic, există un responsabil politic, corect, tot timpul, pentru corect, orice, principalul responsabil politic să rămână în funcție, deși culmea tot guvernului pleacă. Mă refer aici la domnul Raed Arafat. Am fost și eu dintre foarte puțini care atunci am tunat și fulgerat împotriva lui, după aceea am spus că nu mă mai interesează, pentru că vedeam că discuțiile, dezbaterea publică îl locolește. Practic părea un Dumnezeu sau un Allah intangibil, deși firesc mi se părea și cred că ești de acord cu mine ca el să fi fost primul care să vină să spună, dom'le, având în vedere situația, tragedia, pentru a evita orice suspiciuni, pentru a permite un moment zero, mă suspend din funcție, urmând ca primul ministru să ia deciziile care se cuvin. El n-a făcut așa ceva, a alimentat cu televiziunile lui
de casă și mă refer în special la televiziunea lui Dan Voiculescu, Antena 3, de asta încercam să mă gândesc că ei au fost cei care te-au tocat atunci, dar aflu că au fost inclusiv într-o zonă, hai să spunem, mai de centru sau mai decentă, nu? Decât Antena 3. Repet, a fost un val la momentul respectiv și toți cei care la acel moment puneam întrebări în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la colectiv, eu știu de ce, era ordin pe unitate să spună că autoritățile au acționat extraordinar. Da? Asta era ideea. Să nu cumva să îndrăznească cineva să spună ceva despre Arafat. Când am strigat la momentul acela, prima oară Arafat de emisie, au zis, domne, erai tu mai bun decât să faci decât ce face Arafat. Nu, asta era principala reacție. Da? Domne, dar ce a făcut aici Arafat la Zmur, n-a făcut nimeni. Da, domne, am spus. Asta e, deci pentru faptul că omul ăsta a construit sau a pus bazele unui sistem de urgență, pe care oricum l-ar fi făcut altcineva, pentru că în toate țările din lumea asta civilizată există astfel de sisteme de urgență și nu sunt făcute numai de Arafat. Deci cineva îl făcea și la noi. S-a întâmplat să-l facă el. Bun, să spunem că e meritul lui. Pentru asta, tot ce se va întâmpla de atunci în România, indiferent cât de rău se va bătea asupra României, Radu Arafat nu va răspunde niciodată, pe veci. Este un fel de, repet, zeu pe care nu ai voie să-l atingi nici cu o floare, pentru că la un moment dat și-a făcut datoria sau a făcut ceva mai mult decât ce fac în general responsabilii. Da, da. Ei bine, o astfel de reacție nu mi se pare absolut deloc normală într-o țară cu pretenții la un statut european civilizat. Faptul că nu s-a întâmplat așa și faptul că astăzi, iată, după ce vedem și acest raport al corpului de control, acest responsabil principal pentru această tragedie, Raed Arafat e un responsabil politic, dar în același timp și un responsabil direct managerial pentru ce s-a întâmplat acolo. Vezi raportul de care vorbeai și tu. De ce? Pentru că felul în care a organizat acest sistem sau l-a dezorganizat, s-a regăsit în tragediile trăite de familiile victimelor de care vorbeai tu. Deci noi nu știm nici astăzi, din cauza acestei păpuși gonflate, protejate de mare parte din presă, numită Raed Arafat, noi nu știm care este vinovăția lui directă în felul în care au acționat acolo oamenii din sistemul de urgență și în felul în care s-au comportat după aceea cu victime și cu bolnavi și așa mai departe. Sigur, știm lucruri groaznice care după părerea mea erau suficiente din momentul acela pentru o demisie ulterioară tragediei. De pildă, descoperirea făcută de Cătălin Tolontan cu faptul că pompierii mergeau la firme pe care trebuiau să le verifice și luau sponsorizări. E numai pentru așa ceva și era suficient ca Raed Arafat să plece din funcție. Nu s-a întâmplat. Din potrivă, s-a ascuns, mai nou, până la acest raport a cam stat, după cum ai văzut și tu, la cutie, nu prea l-am mai văzut, nici măcar la Antena 3. A ieșit, nu. Arafat, când deschidea o conservă, un televizor, un ceva, era peste tot, dar era la chestiuni de genul ăsta, așa, da? S-a aruncat una pe geam, era o descarcerare, era o chestiune, apărea Arafat, da? Da, el e un nod acolo. Arafat e un fel de nod prin care trec foarte mulți bani. Bani care au ajuns la acele televiziuni care l-au periat și l-au făcut erou. Bani care au ajuns probabil la servicii, la unii oameni din servicii care îl protejează. Bani care au ajuns, bineînțeles, la politicieni. Din aceste motive, Raed Arafat a rămas o nucă foarte tare, greu de spart. Și rămâne în continuare. Și inclusiv premierul Cioloș, față de care personal am o părere infinit mai bună, mai ales după ultimele evenimente, decât în cazul președintelui Iohannis, nu a avut curajul până acum, premierul Cioloș, să dea cu pumnul în masă chiar și după acest raport al corpului de control, sau poate face un joc tactic așteptând să crească presiunea pe Raed Arafat să-și dea sigur demisia. Cioloș în acest moment, în afară, așa cum s-a întâmplat, adică cred că în acest moment lasă spațiul public să vadă că el nu poate face mai mult de atât, pentru că este un premier tehnocrat, dar când în spațiul public apar acuzele de plagiat la adresa lui Tobă, când în spațiul public apar aceste volte sulfuroase ale lui Adrian Curaj în ceea ce privește retragerea titlurilor de doctor pentru plagiator, când în spațiul public apar, iată, o grămadă de semne de întrebare în legătură cu personajul ăsta care conduce Ministerul Sănătății, Achimaș Cadariu, care s-a comportat lamentabil în toată această criză a bebelușilor, da? Când apar, iată, semne de întrebare în spațiu public, după acest raport al primului ministru al lui Raed Arafat, cred că
premierul Cioloș în acest moment încearcă să le spună acestor oameni, ca la biliard, cu manta, dacă vrei, da. Bă, băieți, voi chiar nu înțelegeți că trebuie să asumați uneori o demisie de onoare. Adică țara asta, cred că la un moment dat trebuie să readucă în prim plan demisia de onoare. Fraților, am greșit, n-am gestionat corect, n-am făcut o chestiune de genul ăsta, îmi depun mandatul, că nu m-a făcut mama, nu m-a născut șef smurd și nu m-a născut mama ministru și am ajuns pentru un context la un moment dat să conduc Ministerul de Interne sau până mai multe contexte, aici o spun uitându-mă chiar către cameră, către Tobă, nu e așa că până mai multe contexte, domnul Tobă, ai reușit să ajungi și să te menții din poziția aia de chestor al Poliției Române să ajungi după aceea ministru, mai multe contexte. Și mai multe persoane care te-au ținut așa în brațe, măi Tobă, da? Și la propriu și la figurat. Sunt niște persoane care te-au ținut în brațe și la propriu și la figurat. Și așa ai reușit să ajungi ministru de interne. Ei bine, în astfel de contexte, Cioloș nu are ce să facă mai mult de atât. Da? Nu, nu, absolut adică, de acord. Adică, bă, demisionați, bă, și voi învățați onoarea, bă, într-o astfel de situație. Absolut de acord. Eu zic, cred că totuși joacă destul de bine din punct de vedere tactic, având în vedere slăbiciunile poziției sale de premier tehnocrat, având în vedere faptul că e posibil ca peste câteva luni să nu mai fie prim-ministru. O să fie în continuare, nu să știi. Sau să fie. Știi în ce condiții va putea să rămână în funcție? Dacă strada reacționează de maniera colectiv. Sigur, și aici o discuție amplă. Nu e normal ca noi să reacționăm mămăligește. Sigur că toată admirația pentru tinerii și publicul care a ieșit în stradă atunci după tragedia colectiv și așa mai departe și după ce făcuse Gabriel Oprea cu coloanele sale oficiale care au dus inclusiv la moartea unui om nevinovat. Dar nu așa funcționează o țară normală, cu o societate civilă puternică sau măcar nu puternică, cu o opinie publică menită să transfere presiune și să pună, să strângă cumva cu ușa politica, a politicienii, tocmai din această postură de societate civilă activă, cu rol activ. Adică niște mecanisme de teamă, de reacție rapidă, de, cum vrei să-i mai spui tu, capabilă să-l facă pe politician să reacționeze normal, adică prin demisie, de onoare. Da. Nu s-a întâmplat așa niciodată. Nici după colectiv n-a fost normal. Sigur, a fost ce trebuia să fie, în sensul că explodase mămăliga. Pur și simplu, nu se mai putea. Mai mult de atât nu se mai putea. Și acolo și-au băgat unii nasul. De acord. Și nu numai. Adică primele ieșiri în stradă, alea cu 3.000 de oameni, cu nu știu ce, 5.000, da, câte făcuse fost o ponta, chestiune până spontană. Moment, da. Și câte nenorociri se întâmplaseră cu justiția, cu Marțea Neagră, cu hoțiile balon și așa mai departe. Și totuși noi n-am reacționat. Reacționăm tot timpul post factum. Da. La fel și acum. În cazul lui Raida Lafat, în cazul tragediei la colectiv, așa mai departe. Probabil că Cioloș, ca să închidem paranteza asta, așteaptă acum să crească presiunea pe Raida Lafat și pe cei responsabili, direct sau indirect, de această tragedie și dacă vor pleca din funcție, pentru că înțeleg și ei că trebuie să facă asta bine, dacă nu, mai mult el nu poate face. Hai să intrăm în legătură cu Alin Moise, care ne așteaptă de ceva vreme, ne apelează din Londra, după care, prieten, rămâneți cu Unde TV, pentru că vom intra în legătură directă cu Ion Cristoiu, care mâine publică un interviu eveniment în ziarul Evenimentul Zilei. Este un interviu cu Principele Nicolae, un interviu care pică într-un context extrem de interesant. Vom discuta cu Ion Cristoiu și despre acest interviu, dar acum stăm de vorbă cu Alin Moise. Salut, Alin! Bună seara, domnule Turcescu! Bună seara, domnule Ciocădanu! Bună seara! Avem mai multe subiecte pe tapet astăzi. Vorbim despre colectiv, da, vorbim despre musulmani, vorbim despre reținerea lui Ion Țanu. Alegeți unul, Alin, te rog, și cel de cu teoriștii, cu atentatul de ieri de la Bruxelles. Te rog. Nici nu vreau să mă gândesc dacă ar fi să mă prindă pe mine prin Piccadilly Circus, Oxford Circus sau prin King's Cross, pe unde frecventez aproape zilnic zonele respective. Acolo sunt zeci de mii de oameni care n-au loc pur și simplu pe trotuar. Trec pe
pe șosea, pentru că nici cu mașina nu ai cum să treci, am fost pe acolo. Păi dacă se întâmplă un eveniment de genul ăsta, un atentat de genul ăsta în Londra, va fi cumplit. Ce este la Bruxelles acum, va fi nimic, îți spun sincer. Chiar astăzi am, de fapt nu astăzi, acum câteva zile am primit o carte, Coranul, dacă îl vezi. Așa. E limba engleză, dar chiar sunt curios argumente au. Te auzim cu întrerupere, Alin. Ia vezi ce se întâmplă sau să încercăm. Musulmanii sau jihadiștii acționează. Nu știu, probabil internetul prin telefon. Da. Mă auzi? Te auzim acum, da. Se mai întrerupe din când în când. Așa. Așa. Chestia cu atentatul poți să o lege și cu România. Păi dacă s-a întâmplat în România un atentat de genul ăsta, ce a fost la colectiv, gândește că nu va face față nimic. Nici sistemul medical, nici sistemul de urgență, nimic. Nimic. Știi că ar fi tot un haos. Bun, Alin, uite, scuză-mă, vreau să intervin eu. Am fost în toamna trecută, în octombrie, în Marea Britanie cu colegul Grigore Cartianu, cu mașina și cu cărțile lui și una a mea la care am participat împreună cu el despre alegerile din noiembrie 2014. Exact. Miracolul noiembrie. Și ce mi-a atras atenția la primul pas făcut, să spunem, pe teritoriul britanic, a fost numărul mare, inflația de camere de luat vederi pe șosea și nu numai. Practic la, nu știu, la, cred că la 500, la 300 de metri pe autostradă erau rânduri de camere de luat vederi și așa mai departe. Acum am stat Londra și nu există în acest moment, cred că nu există stradă care să exact, nu aibă da. Cameră de la din niciun unghi nu se poate întâmpla nimic, da? Deci Aline poate spune chiar mai multe pe tema asta. Și de asta vreau să închei foarte repede, ca să nu intru peste tine. Vreau să spun că din 2005 când a avut loc atentatele la metrou din Londra și până astăzi nu am mai auzit de niciun fel de incident major în Marea Britanie pe tema terorismului. E și asta o explicație, felul în care s-au mișcat britanicii după acele atentate, ceea ce n-am văzut, din punctul meu de vedere, în zona asta francofonă a Europei, Belgia, Franța, unde vedem că mereu, mereu, mereu sunt vulnerabilități. Cum ți se pare ție de acolo lucrul ăsta? La metrou e greu. Deci da, eu circul și cu metrou, nu numai cu mașina. Și la metrou e foarte greu, e o îmbulzeală de nedescris. E foarte greu să vezi cu camere, cum spuneți voi că asta. Sunt chestii minore pe care nu le poți vedea în metro. Pur și simplu nu le poți vedea. Sunt camere de vedere chiar și în metrou. Nu neapărat pe peron sau sau la ieșire din metrou. Chiar și în metrou există camere. Și în autobuz există camere de la vedere. Peste tot. Nu, tu ești de mai mult timp acolo, nu? Poftim? Ești de mai mulți ani în Anglia. Am 2 ani jumate. Ah, bun. Alina, am să te rog să revenim la tine în câteva minute, dacă mai ai timp, pentru că îl avem pe domnul Ion Cristoiu și mi-aș și ruga să intre rapid în legătură cu noi, pentru că are ceva de lucru în această seară. Bună seara, domnule Cristoiu! Bună seara! Am în față pagina de mâine a ziarului Evenimentul Zilei și așa cum am văzut și pe ieri seară, dar fiind la Nașul TV n-am apucat să prezint aici pe Unde TV ziarul, s-a anunțat încă de ieri pentru mâine, iată, un interviu eveniment al dumneavoastră cu principele Nicolae. Sigur că păstrăm surpriza în inimă pentru ce se va întâmpla, să o citească cei care cumpără Evenimentul Zile sau intră pe Evenimentul Zile ediția Premium. Dar spuneți-ne și nouă, în linii mari, sunt lucruri spectaculoase în dialogul pe care l-ați avut cu principele? Deci, în primul rând, trebuie precizat că pe online, la evenimentul va fi pus la ora 12 noapte. De fapt, e un interviu în două părți, deoarece e uriaș. Prințul n-a mai dat, cred că a mai dat unul în 2008 un interviu la Cotidianul, nu mai e online, dar mie mi s-a părut interviul ăla destul de convențional. Acesta este un interviu cu vreo 40 de întrebări, multe dintre ele dificile, dar și interesante în vedere istoric, și la 15 minute va fi și pe blogul meu. Deci așa am convenit cu
conducerea evenimentului zilei, să facem această împărțire, iar mâine va fi, sigur, în ediția tipărită. Deci, concluzia mea după acest interviu, a fost un interviu cu întrebări scrise, știți că mă angajasem că dacă facem un interviu între al noastră, principele e mai timid, așa, și mai ales acum am mers pe varianta unor întrebări scrise, dar, așa cum spunea cineva, uneori întrebările pot fi mai... Și întrebările sunt un spectacol, o să le vedeți. Deci concluzia mea după acest interviu, după ce l-am citit, e faptul că ceva e în neregulă cu expulzarea sa. Chiar în titlu ales de mine din text, principele spune că nu a niciun moment nu a fost chemat de bunic să se explice. Totuși, până la urmă, relația dintre cei doi rege și principe este dintre bunic și nepot. Fost foarte apropiat, este și o fotografie extraordinară cu regele Mihai cu șapcă la volanul unei mașini și el, principele mai mic acolo în spate. Deci n-a fost niciun moment în care normal să-l cheme să-i spună de ce a fost expulsă. De fapt, nimeni nu i-a spus în ora actuală. I se spune să se îndrepte, dar nu i s-a zis de ce se îndrepte. A fost în septembrie după expulzare, dar spune el, era important că îl vedea pe bunic și nu a abordat această discuție. Acum nu a fost lăsat să-l vadă pe regele Mihai. Deci după ce s-a îmbolnăvit. Am văzut că mulți, fac o paranteză, m-au înjurat atunci când am spus că nu este în practica personalităților să fie anunțat buletinul medical decât când m-au o jumătate de zi și mor. Deci s-a confirmat mi s-a răspuns că și în cazul lui Carol I și la Ferdinand și s-a dat buletinul când mai era, cum să spun, o zi. În cazul regelui, iată, s-a dat buletinul acum 2-3 săptămâni, se spunea că e păducă și iată că aflăm de la custodele coroanei că de fapt regele s-a externat și e la domiciliu. Deci asta este concluzia pe care am tras-o eu, că e ceva în regulă, normal era să-i se explice despre ce e vorba, ce a greșit și unde a greșit. Dar e interesant și ca personaj, o să vedeți. Una din întrebări sună chiar bizar. L-am întrebat dacă nu crede că regele a greșit la 23 august. Că, sigur, am luat punct de vedere al unor istorici. E interesant, o să vedeți. Maestru, l-ați întrebat și despre relația asta în care se presupune că ar avea deja o fică? L-am întrebat, mi-a răspuns sigur corect că fiind vorba de o chestiune deocată privată, el nu mai e, din câte știți, nici măcar principe, nu vrea. Eu cred că a procedat corect pentru că începea o tabloidizare a acestui scandal de nu mai terminam. Adică ea răspundea, mă rog, din punctul acesta, asta a fost, dar nu cred că asta a fost cauza, repet. Important, e foarte interesantă o dezvăluire, uite, premierul o spun, așa? Că e în relație reci cu mama. Aha. Și mama a trecut de partea ailaltă, ca să mă exprim așa în termen mai popular. Da. Dar e interesant și vreau să remarcați că am fost pe post de reporter, nu de director, nu de analist. Mi-am amintit de vremurile când făceam și gazetărie de teren și când făceam și interviuri pentru gazete. Sunt frumoase momentele astea, trebuie să admiteți. Da, acord, trebuie să mă întorc. Să iau locul fătucelor. Și să le zic ăluia când moare, știți că ați văzut cum e. E unul care e pe targă, mare un pic și moare și zice cum vă simțiți, ce părere aveți despre accidentul pe care tocmai l-a... Bună seara, domnule Cristoiu, Laurențiu Ciocăzanu sunt. Chiar mi se pare interesant ce ați făcut și eu nu vreau să vă cer detalii din interviu pentru că trebuie să cumpere lumea ziarul să vadă ce scrie acolo, dar vreau să vă întreb chiar asta, cum v-ați simțit așa în postura de reporter, iată, după atâția ani în care ați făcut analiză, opinie și ați luat-o așa de la,
de la început cumva. Adică, cum v-ați resimțit așa în postura asta de reporter, având în vedere și, nu știu, transformările astea din presă din ultimii 10 ani, 5 ani și așa mai departe? Eu vreau să vă fac o dezvăluire. Când am trimis întrebările, sigur m-am întâlnit și după asta și înainte cu principele. Am pus e în țară? E în țară principele? Da, era în țară. Am pus o notă care spunea așa: întrebările uneori pot fi la fel de interesante, dacă nu chiar mai interesante decât răspunsurile, și în consecință, chiar dacă nu răspunde, nu accept să se scoate nicio întrebare. Pentru că uneori, o să vedeți, întrebările acolo pun multe. Sunt întrebări chiar foarte interesante și despre clasa politică. Eu cum să mă simt? Mă simt tot mai singur în această presă, tot mai deprofesionalizată. Rămân uluit, adică uneori nu vine să cred, nimeni nu mai, nu știu, probabil nu mai analizează, nu mai merge pe urmele niciunui fir. Toți e o trâncăneală generală. Tocmai lucram și, ca să spun, am hotărât totuși un proiect să-l duc la cap, adică să termin cartea despre Cuba și vă promit, mi-am angajat. E și momentul, maestre, acum, da, după ce am văzut desantul american în Cuba. Am ascultat atâtea prostii despre Cuba. Deci, în primul rând, dacă vreți așa o concluzie, ca om care am fost în Cuba și am, cred că sunt doctor în România. Doctor nu ca Gabi Oprea, chiar sunt doctor docent în Cuba. Deci este o victorie uriașă a clanului Castro. Clanul. Acolo Raul Castro, până la venirea în fruntea statului, era văzut mai rău decât Fidel Castro. Deci în timp ce Fidel Castro este geniu, hai să fim serioși, Raul Castro, mă rog, este cum să zic, un fel de Dragnea, dacă îmi dați voie așa, nu știu, în raport cu, nu știu, cu ce vreți dumneavoastră. Deci este o mare victorie, totuși regimul nu s-a schimbat. Americanii au venit acolo din două motive. Una, vor să cucerească America Latină, și doi, Cuba, la ora actuală, este un teritoriu extraordinar de concurență în materie de turism. Deci acolo spaniolii, cubanezii sunt foarte generoși cu investițiile. Este o... Și trei, cum are caz că nu s-a întâlnit cu Fidel Castro. Eu cred că nici lui Fidel Castro nu i-ar fi convenit să se întâlnească, să dea mâna. Da. Reprezentantul imperialismului american. Oricum este o uriașă victorie, recunoașterea de către americani. Americanii au procedat corect, era acolo o mare problemă inutilă. Se vor duce acum americane de la Miami, vor lăsa bani acolo și vor întâlni și acele faimoase Hinetera. La ei nu sunt prostituate, e un alt termen, am și scris. Da, mă rog. Dar m-am uitat cum au scris tot felul de... Și da. Vă rog. În contextul atentatelor, iată, nefericite de la Bruxelles, noi avem și o vizită a președintelui Klaus Iohannis la Istanbul. Și în declarațiile comune făcute de cei doi șefi de stat, Erdogan și Iohannis, domnul Erdogan a zis, a vorbit că face moschea la București. Domnul Iohannis i-a răspuns, mă rog, și am zis, domnul Erdogan, la rândul nostru am stabilit și noi câteva terenuri în Istanbul unde vor putea fi construite o capelă și un loc de cazare pentru pelerini români. Domnul Iohannis... Domnul, aici sunt specialist. Am fost la Istanbul. Nu, voiam dar să mai spun ce a zis domnul Iohannis. Trebuia să stați un pic. Da. Faptul că ne dau o capelă. Domnul Iohannis a zis, zice, s-a ajuns în faza solicitării autorizației de construcție, chestiune de competența primăriei și se lucrează la aceste documentații, a zis domnul Iohannis. Deci, cu alte cuvinte, așa trebuie să înțelegem cu toții că domnul Iohannis e de acord cu construirea acestei moschei la București. Da, n-am nicio îndoială. Problema este că domnul președinte s-a dus la un domn care încalcă grav drepturile cetățenești, domnul Turcescu. Acolo se intră, deci aia, marele ziar, o televiziune a opoziției, cum ar veni, foarte bună. Da. Și o formă legală, nu dacă ați auzit, ar putea fi valabilă și la noi, anume, chiar dacă e privat, o preia statul. Uh-huh. Nu știu de ce, adică, bine, cum ar veni la noastră. Au găsit ei la un dat niște datorii, ceva, la un dat și au zis, domnule... Nu, e lege. Da. Nu, lege, la ei că au făcut lege, uite, statul și chiar e un ziar foarte puternic de opoziție acum și... Zaman.
Da, Zama, numărul dinainte de percheziție, de descindere era, aoleu, suntem torturați, libertatea presei, și numărul de după, scos de guvern, era ce bun este Erdogan. Cam așa ceva. Deci, din punctul meu de vedere, cred că nu a fost o mișcare chiar inspirată a președintelui acum. N-am înțeles care a fost rolul acestei mișcări, a criticat de acolo și Rusia. Iar asta cu moschea o face, și să știți că marele pericol, stimați domnule, este următorul. Deci, acest acord european, Turcia, eu nu o să-l înțeleg niciodată. Și ce prevede? Spune așa, dacă pe teritoriul Uniunii Europene este găsit un ilegal, un refugiat, da, atenție, el este luat, dus în Turcia și turcii ne dau unul legal, ați înțeles? Nu? Deci n-am înțeles, adică de fapt refugiații vor fi aceiași. Doi, da, dacă turcii vor primi viză și vor primi, încălcând toate drepturile omului, sunteți de acord? După noi ne-o chimii ca hoții de cai. Dacă corect, da. Să dublează numărul musulmanilor în Europa în momentul ăla. Da, se dublează numărul. Dar eu, dacă îmi permite și aici observații, eu sunt de altă părere, că nu cred că refugiații sunt de vină. Domnul, eu nu cred în puterea ISIS. Deci, marea problema Europei la ora actuală, sau acum, este dușmanul din interior. Deci cei care pun la cale aceste atentate sunt cum erau, dacă știți dumneavoastră, comuniștii pe vremea războiului rece. Deci cel mai mare pericol pentru Occident nu era Uniunea Sovietică, trebuia să trimită tancuri, erau comuniștii din interior. Și aceștia vedeau în Uniunea Sovietică, nu știu dacă întotdeauna erau finanțați, vedeau așa un fel de lumină. Acești tip din frustrați care pun bombe sunt cetățeni. Uneori să nu e așa, la prima sau la, chiar la a doua generație, ei nu vin din Orientul ăla, din deșert, da? Ei sunt crescuți aici, văd în ISIS un fel de Mecca, dacă vreți, nu știu, un fel de Moscova, sunteți de acord? Da. Iar motivele pentru care pun ei nu au nicio legătură cu credință. Sunt motivele pentru este islamismul este un nou bolșevism. El ține loc nevoie la bolșevice de a oamenilor din suburbii, sunt tineri fără niciun viitor, normal, în suburbii acolo, și care, după părerea mea, pun bombe nu în numele ISIS, sigur, din bocă, ci în numele unei uri, dacă se poate spune așa, sunteți de acord, față de aia din centru, că ei sunt din banlieue. La ora actuală, exagerând, punând totul pe seama lui ISIS, este exact ce vor ei. Eu nu cred în puterea acestei organizații și trebuie să închei. Deci este greu de presupus că în atentatele din Belgia au venit niște cetățeni de acolo, din caprele lor, din, nu știu, din Siria, din Irak. Deci că erau cetățeni belgeni ăștia. Erau cetățeni belgeni, da. Domnul Robert, sunt oameni care cunosc pe de rost aeroportul ăla. Imaginați, unde să vină. Că ei invocă ISIS, că bănuiesc că au fost ajutați, dar nu cred că pune la cale. Adică facem o greșeală, face Occident o greșeală. Marea problemă sunt aceste enclave care sunt nu numai de musulmani, cum se spune. Sunt de tip frustrați, nedesăvârșiți, oameni care se bat cu poliția. Asta cred că este explicația la ora actuală acestui radicalism. Și este un eșec al serviciilor secrete aici, n-am niciun doial. Acolo a fost un complot, da. Maestru, vă rog. Spuneți. Două vorbe despre reținerea lui Ionțanu. Cum ați primit vestea, ca să zicem astăzi, în legătură cu Ionțanu? Eu știu că am în față doi adepți ai political correct. Sigur, din putere politic corect, să spun că justiția își face datoria. N-am nici o îndoială, nu-l cunosc pe Ionțeanu, bănesc că o fi și el un șmecher. Însă eu vă atrag atenția că chiar la întâmplare, așa, uitați, gata, am renunțat la teoria cu binou, chiar la întâmplare, asemenea mișcări vor duce la o victorie zdrobitoare a PSD-ului. Ascultați ce vă spun eu. Vă spun acum că-s bătrân. Și mișcări din acestea, nu știu, e întâmplător, probabil că acum le-a venit, dar mișcări din acestea și o să vedeți cum crește poziția, trece PSD-ul. Deci crește pentru că
la un moment dat se va crea o mișcare, o, nu știu, a maselor PSD-iste, sigur, nu. Asta, pe ideea, stai puțin că ăștia ne scot primarii noștri care sunt buni și cu tare. Așa cred că va fi riscul. Victimizarea, spuneți, da? Victimizarea, oricum, da. Noi, sondajele toate arată că PSD-ul stă mai bine din punctul acesta de vedere. Deci noi avem anul acesta, în afară de bătălia politică, un al treilea factor care este DNA, nu mai spun binomul, nu mai e binomul, care nu știu, eu, nimeni nu poate garanta că, nu știu, Gabi Firea, dar un exemplu, sau Ludovic Orban, nu va fi reținut, nu e așa, cu două săptămâni. Sau soțul lui Firea, Pandele. Atunci apare altă... Dacă e Pandele, câștigă Gabi Firea. Da. Din punct de vedere, da. Am înțeles. Da. Mulțumesc foarte mult. Selectiv vă atrag atenția. Da, da. Bine, în afară de balamucul de acolo, deci domnul, l-am auzit pe domnul Ciocăjan, care este un optimist față de mine, aceea în Cioloș să-i spună să plece domnul Ciocăjan când o să-i dea, când o să primească ordin, că e voie ca Arafat să plece, punct. Da. Arafat are, e un dușman de-al meu mai vechi, dar are rădăcini puternice. În ce, maestre, unde sunt rădăcini astea înfipte ale lui Arafat să așa de puternice? În ce zone? În zonele de acolo, pe la Băneasa. Da, pe la Băneasa, am înțeles. Da, da, în pădure, da, da. La Băneasa, da. Păi n-ați văzut că voia să ne pună și la TVR. Domnul Turcescu, chiar mă iau peste picior ăștia. Adică, domnul, că mai și enervez. Deci, domnul ăla de la DigiTV se spune, nu înțeleg în ce sens a fost manager bun. În sensul că a făcut o televiziune proastă cu milioane de euro. Televiziune, un geniu, un manager, da. Este că face o televiziune bună cu din sărăcie. Da. Sunteți de acord? Da. El se și laudă că a omorât breaking news-ul. Spune că el a omorât breaking news-ul la acea televiziune care eu cred că nici în visurile mele cele mai rele nu m-aș uita, că este e frigidă, adică de la portiere, nu? E bună asta, da? E frigidă. Da, este deja, nu, iertați-mă, ca și cum ai face, te uiți la ei ca și cum ai face amor cu femeia gonflabilă, iertați-mă, adică nu simt nimic, adică totul este cenușiu, domnul, este o capodoperă de televiziune cum se face, adică nimeni nu spune acum, nici ca România TV, care spune, peste 5 minute, îngrijorările lui Iohannis, și Iohannis se îngrijorează, vă imaginați. Dar eu, în sigur că în încheiere, vreau să vă atrag atenția, s-a trecut prea ușor peste acea informație dată de cei care au studiat cazul colectiv, că acolo a durat 2 minute. Deci este clar că a fost o substanță care a fost în burete. Eu cred că către asta trebuie să mergem. Deci nu, domnul Turcescu, știi mă, domnul, putea să fie acolo, apropo de ISU, 20 de uși. Deci de acord? Da. Când într-o o minut și ceva, ia foc, ăla e aproape, ce se face cu ușile? Deci acolo întrebarea va fi și nu înțeleg de ce, nu știm până acum, cine a îmbibat buretele ăla? Ăia, dacă au făcut ăia patronii, trebuie să fie ghilotinați, sunteți de acord dacă au făcut ei. Deci aici e clar acum că nu a fost un incendiu normal, da? Sunteți de acord, da? Eu așa zic, dar... 2 minute, dați un pic să nu există 2 minute. Acolo ars scurt, da? Mă rog. Complicat. Domnul Stoi, dar dacă am început cu Istanbul, haideți să încheiem cu Istanbul, că tot mi-am adus aminte, apropo de Klaus Iohannis și de vizita lui la Istanbul, că numele dumneavoastră e legat de o altă vizită la Istanbul, făcută de premierul Ponta, dacă mai țineți minte, care... s-a dus să inaugureze o placă comemorativă cu Constantin Brâncoveanu, invocând reitorial de-al dumneavoastră, pe care eu l-am remarcat. Nu, stai, dacă vreți, scurt, apropo de bărbăția lui Ponta. A fost o chestie comică. M-a sunat, la un moment dat mi-a zis, nu că e interesant, Sebastian Chit. Eu am scris un editorial că la Edicule nu aveam o placă acolo. Și la un moment dat mi-a zis domnul Sebastian... Închisoarea în care a fost deținut Brâncoveanu. Așa. Da, care era un fel de purtător de cuvânt. Am și scris în editorial. V-a sunat Ghiță. Da, Sebastian Ghiță mi-a zis după un interviu că domnul Ponta o să meargă la Istanbul, o să inaugureze și o să mă ia și pe mine. Păi imaginați că am îngălbenit, păi, ce mi-aș fi făcut ăștia în presă. Da.
vineri, cât luni era, m-a sunat domnul Victor Ponta, că el e personal, și m-a întrebat dacă îi dau voie să mă invoce pe mine. Nu, nicio problemă, da? Domnul Turcescu, să vedeți cum m-a invocat. În de teama Antenei 3, el a spus în felul următor: am citit un editorial scris în ziarist. Păi, mă, devenisem un ziarist, înțelegeți, da? Adică atunci mi-am spus că nu are bărbăți, că n-a avut curaj, probabil că se gândea că îl înjură gâdea. Puteți să spunem, era unul Cristoiu, că el a scris, înțelegeți. De asta zic că a fost. Dar am înțeles că domnul președinte, împreună cu soția, a vizitat Istanbul. Păi, da. E frumos. E frumos. Au văzut și Istanbul. Au bifat și Istanbul, da. Vă rog, nu pot permite că e domnul Ciocrizan care a scris o carte. Domnul Cristoiu, era despre diaspora, nu despre domnul Iohannis. Domnul Ciocrizan a mai scris una o carte cu domnul Daniel Morar și nu-l văd bine pe domnul Daniel. Da, am văzut că mai nou Dan Tăpălagă a început să fie adeptul discursului dumneavoastră. Eu am renunțat la binom, nu. Eu de când, eu acum sunt de partea serii cu toate bagajele. Am văzut, da, o să zic că iar s-a sucit Cristoiu. Nu, uitați că am citit un editorial scris de el pe Hot News ieri, în care spunea că am ce spuneți de asta, cu abuzurile SRI-ului și binomul. Nu a zis binomul, da? Nu, da. Vă sigur că vreau să spun. Eu vă recomand un alt articol. Am ajuns bătrân de-al meu din adevărul și este, să nu știu, senzațional. Deci, știți că Ceaușescu a fost interceptat de securitate după o metodă a SRI-ului de acum. Anume, știți că Ceaușescu avea un medic care s-a și sinucis în 73. Și era medicul de familie de 17 ani. Deci îl suna Ceaușescu, doamna, vă imaginați că... Cum sunt medicul, nu-i așa? Spunea, așa. Băi, am mers azi la WC-ul, ce spui, da? Toată familia. Băieții, ca să-l asculte pe Ceaușescu, domnule, înțelegeți, pe Nicolae, bă, el era șeful ăsta, el era Ceaușescu, l-au pus pe medic sub supraveghere, sub pretextul că e agent Mossad. Ați observat metoda? Și când după ce s-a sinucis medicul ăla, Ceaușescu a cerut dosare, erau 17 dosare, domnule, stimați domn, în care erau toate convorbirile familiei Ceaușescu, deci oameni, așa, cu medicul personal. Vă imaginați ce ascultau ăia? Păi dacă l-au ascultat pe Ceaușescu, vă imaginați? Și eu cred că am și zis că eu m-aș fi prins la CEDO în locul lui Ceaușescu. Sunteți de acord? Da, sigur. Da, vă dați seama, da. Păi, nu, dar vă imaginați cum ascultau ăia că suna doamna dimineață. M-a durut burta. Vă știți că era medic, da? Nu mai spun ce putea să-i spună Nicu sau Zoe sau, da. Așa că noi ăștia mai mici decât Ceaușescu, e o mândrie că suntem ascultați. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristoiu, pentru intervenția din această seară. Succes la, a spus că aveți treabă în seara asta, dar când n-aveți dumneavoastră treabă, da, tot timpul lucrați la ceva. Da. Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem la discuția din studio cu Laurențiu Ciocăzanu și cu voi, prieteni, dacă ne sunați la ID-ul de Skype unde.tv. Cred că e în continuare în linia lor de noi, Alin Moise, dar te întreb și pe tine și îl întreb și pe Alin. Mă, Laurențiu, cum e asta cu moscheea? Uite, eu cred că în campania asta electorală, și îl întreb și pe Alin, pentru primăria capitalei, o campanie care ușor-ușor se apropie, avizul ține de primar, primarul general. Eu nu știu dacă va fi dat avizul ăsta până la momentul alegerilor. Avizul de construcție, nu? Da, de construcție, tot ce înseamnă acolo. Da? Ca la ei au doar un teren acum. Nu dau seama dacă ține de primăria sectorului 1, terenul e aici, în spatele Romexpo, vis-a-vis de casa mea. Da? Voi avea moschee, dar deja am vecini care au zis să ne pregătim să ne luăm niște preșulețe din astea așa pentru dimineață, da? Voi auzi muftiul de dimineață, când mă voi trezi cu muftiul într-o parte, trenul trece până altă parte, mai trec mașinile și vecinii care bat în țeabă. Deci va fi un spectacol. Dar acum, depășind zona ironicului, nu dau seama dacă ține aprobarea acum de primăria sectorului 1 sau de primăria generală. Bănesc că vorbim și de un PUZ și de un PUG, da? Plan urbanistic zonal și un plan urbanistic general. Deci de-aia cred că trebuie avize luate din mai multe părți în această chestiune, că vorbim totuși de o construcție înaltă. La Catedrala Mântuirii Neamului, spre exemplu, rolul principal în obținerea avizelor l-a avut primăria sectorului 5. Pentru terenul unde se dă construirea catedralei. De asta spun că un rol important s-ar putea să-l aibă într-adevăr primăria de sector, primăria sectorului 1. Dar depășind faza asta a chestiunilor birocratice, să spunem, bă, fraților,
cum o să fie cu moschee la București într-un astfel de context? Cam cum sună așa? Nu știu ce să zic, să spun că sună rău. Habar n-am, știu. Cu siguranță sună rău pentru tine și pentru cei de acolo. Poate pentru bucureșteni, nu-mi dau seama. Chiar nu, nu-mi dau seama. Pentru bucureșteni, nu pentru mine. Bun, eu mă pot obișnui și cu, nu știu, alarme dacă bagă ăștia la oameni. Asta e viața. Ce bun, mai există în București lăcașe de cult, de alte confesiuni. Da, categoric. Și moschee. Nu-mi dau seama, nu știu dacă tu ai aflat mai multe detalii de amploarea acestui edificiu. Dacă va fi într-adevăr ceva, un fel de meca, cum auzeam. Nu? Va fi o construcție destul de impozantă, așa, să zicem așa, da? Cu școli, cu nu știu ce, cu una alta. Atunci asta transformă toată zona și toată capitala. De asta spun eu, discuție. Ea devine și un obiectiv turistic, să fim conștienți de chestiunea asta, pentru musulmanii care vor veni la București fie în tranzit din alte județe ale țării, poate ne vom trezi cu cei veni, nu știu, din zona Dobrogei, să spunem, da? Și din alte părți. Dar și pentru cei care fie locuiesc în București, fie tranzitează Bucureștiul, fie vizitează Bucureștiul. Bă, mă duc la moscheea din București. Da. Eu nu cred că o vor ridica așa de ușor. Cred că vor avea parte de multe obstacole. Deja au început, oamenii am văzut că protestează, au venit acolo cu purceluși congelați, care i-au îngropat acolo și așa mai departe, o felul de gesturi mai mult sau mai puțin controversate. Dar totuși, cred că mai important decât asta e să aflăm cum s-a ajuns la asta. Uh-huh. Pentru că pentru o astfel de chestiune, mie mi se pare normal să consulți populația. Sigur, nu avem noi practica referendumului și nu suntem Elveția. Totuși, nu e chiar așa orice lucru să construiești o mega moschee în capitală și nu-i normal să nu intre pe bucureșteni. Măcar pe cei din sectorul respectiv. Dar cred că e o chestiune de capitală, care ține nu de un sector, ci de tot orașul, de tot Bucureștiul. Doi la mână. Ce se ascunde în spatele acestei înțelegeri cu Victor Ponta? Domnul Ponta și-a cam făcut pe acolo, pe la Istanbul, tot felul de mendre. S-a dus cu piciorul, nu ce azi nu știm dacă era sau nu era, dacă a fost pe bune sau nu a fost pe bune. Eu întreb altceva. Nu s-a dus și cu altceva? Păi nu, asta cumva e o enigmă pe care nu o să o deslușim foarte rapid. Da. Eu sunt sigur că în spatele acestei oferte generoase făcute statului turc pentru moschee la București, Victor Ponta a primit, sau nu a primit, ci a dus în Turcia ceva foarte bine protejat. Uh-huh. Și pentru zile negre. Sigur că rămâne ca serviciile românești, dacă sunt bune prieteni cu serviciile turcești, să afle niște lucruri interesante. Dar atâta vreme cât e Erdogan acolo și Victor Ponta a făcut înțelegerea asta cu el, tare mi-e teamă că nu vom afla prea curând ce a stat la baza acestui schimb, care creează un disconfort, trebuie să o spunem, pentru bucureșteni, foarte mare. Nu spunem că nu trebuie să fie o moschee în București. Nu spunem că noi... Da, eu spun că nu trebuie să fie o moschee în București. Nu știu, e o discuție. Nu știu, nu cred. Deci în momentul ăsta, mai ales că spun încă o dată, avem o poveste aici, o să, dacă mai are răbdare un pic, Alin, deși uite, vreau să-l întreb direct. Bun, dacă mâine facem un referendum, Alin, presupunem că ești bucureștean și ar trebui să votezi pentru moschee sau nu în București, ai zice da, oba? Eu aș zice nu. Nu, da? Nu, pentru că ar deveni un magnet care ar atrage diferiți musulmani, atât periculoși cât și pașnici. N-aș fi de acord în niciun caz. Și acum depinde și cât de xenofob și rasist a devenit bucureștean în urma acestor atentate. Trebuie să luăm, să ținem cont și de ceea ce s-a întâmplat în Europa. Pe mine mă enervează în toată povestea asta și am să vă dau un exemplu amândurora. Este un articol foarte interesant, scris astăzi pe InPolitics de Bogdan Tiberiu Iacob. Nu e mai mult decât un articol, e mai mult o culegere, să spunem, de opinii. Subtitlul: Erdogan, ieri amicul teroriștilor, azi speranța vestului în lupta antitero. Bogdan Tiberiu Iacob adună mai multe opinii exprimate, mai ales în perioada, era să zic, califatului lui Ponta, în perioada Ponta prim-ministru, opinii exprimate de oameni importanți în spațiul public românesc. Deci după ce Ponta s-a operat într-o clinică din Turcia, după ce a participat la deschiderea Jocurilor Olimpice Europene alături de Erdogan în 2015,
Avem tot soiul de opinii, de genul. Uite, Andrei Cornea, revista 22. Se știe că regimul Erdogan este nu numai tot mai ispitit de autoritarism, dar și că l-a abandonat într-o anumită măsură moștenirea laicității lui Mustafa Kemal Atatürk. Erdogan vrea să replaseze Turcia în centrul lumii supuse odinioare sultanului de Constantinopol în numele islamului. Turcia a permis intrarea în Siria numeroși militanți ISIS recrutați din Europa, deoarece speră ca ISIS să dea lovituri serioase curzilor din Siria și Irak. Deci e demonizat Erdogan în articolul lui Andrei Cornea din revista 22. Alminter, Andrei Cornea, un publicist foarte respectabil. Bun, Ponta e capabil de multe. Era vorba de frăția dinte Ponta și Erdogan. Dan Turturică, amicul nostru, colegul nostru. Ce ar fi putut să-l întrebe urmașul lui Adrian Năstase pe președintele Turciei? O, multe, zice Dan Turturică, dar în special cum a reușit Erdogan să rămână la putere după ce americanii, ghilimele, au pus tunurile pe el, dând o mână de ajutor la dezvăluire privind afacerile sale de corupție. Stimate domnule Erdogan, cum ați reușit să-i învingeți pe americani? Cum ați făcut să rezistați avalanșei de dezvăluiri despre afacerile de corupție în care dumneavoastră și fiul dumneavoastră ați fost implicați? Cum ați rezistat maratonului de proteste de stradă? Da? Și Anca Malonescu pe contributors.ro. Spre deosebire de gipsul premierului român, domnul Erdogan duce o politică de beton național-islamică. Minoritățile, diversitatea culturală, modernitatea pluralistă nu prea au loc în țara dominată de politica domniei sale. Nici cercetarea critică a istoriei Turciei, nici recunoașterea genocidului armenilor și a persecuției curzilor, nici intelectualii neînregimentați nu-și află locul. Și iată, nici biserica închinată lui Brâncoveanu. Mai departe, Pârvulescu, în adevărul, Cristian Pârvulescu. Cred că prezența lui Ponta în apropierea lui Erdogan, dincolo de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, nu e un semnal bun nici pentru partenerii de peste ocean, nici pentru că relațiile dintre SUA și Turcia nu sunt bune. Tind să cred că a fost o eroare, în cel mai bun caz o eroare, dacă nu o greșeală impardonabilă, strigă Cristian Pârvulescu pe vremea aia în 2015, striga Pârvulescu în adevărul, 2014-2015. Altcineva, Sorina Matei, pe blog. În timpul mandatului său în fruntea executivului, premierul României Victor Ponta, cunoscut prin sprijinul pe care i-l-a acordat în cariera Adrian Năstase, a dezvoltat și el o relație strânsă de prietenie cu Recep Tayyip Erdogan, devenit în 2014 președintele Turciei, concretizată și remarcată prin numeroase vizite făcute de Victor Ponta, Republica Turcia și nu numai. Bun, și președintele Turciei a spus criticat în ultimul an pentru măsuri autoritariste impuse, pentru intervenții în forță, împotriva oricăror forme de protest, bla 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 bla. Bun, astăzi, că aici urmează partea interesantă. Deci aici aveam un Erdogan pe care nu numai noi, cred că mulți oameni din Occident, dar l-au văzut mai ales prin prisma ultimelor evenimente cu ziarul Zaman, ca fiind un dictator. 2016, anul de grație în care suntem în acest moment, Iohannis efectuează o vizită de stat în Turcia împreună cu soția. Bogdan Tiberiu Iacob notează pe impolitics.ro. O bună parte a presei îl citează duios pe președinte. Și cităm din Klaus Iohannis. Turcia trebuie ajutată pentru a-și îndeplini rolul asumat de a opri fluxul migrator. Terorismul este prezent peste tot în civilizație. Am toată încrederea că împreună cu partenerii noștri vom birui, zice domnul Klaus Iohannis. Una peste alta, conchide Bogdan Tiberiu Iacob, se pare că discuțiile fostului premier Ponta cu Erdogan au dat roade. În mai puțin de un an, Turcia a devenit dintr-un aliat al ISIS un partener de nădejde în lupta contra teroriștilor. În rest, comentariile sunt de prisos. Băi, oameni buni, e o ipocrizie teribilă peste tot. Adică partenerii noștri? Păi partenerii noștri, turcii, dar partenerii turci acum sunt partenerii întregii Europe. Păi toată lumea s-a dus la Turcia ca la Meca, era să zic, dar s-a dus în Turcia să ia lumină, cum să facă să oprească fluxul migrator, să-i băgăm pe turcii în Uniunea Europeană, să le dăm bani mulți, 60 de... 7 miliarde, să fie da, acum la... Așa, da. Pentru a opri fluxul migraționist. Deci, brusc... Avem un dictator pe care Uniunea Europeană îl ia în brațe, îl pupă pe toate părțile pentru că el este salvatorii, pozează cel puțin în salvatorul lumii europene. Păi oameni buni, în ce lume trăim? Bun, da, de acord, comparația asta făcută de Bogdan Tiberiu Iacob e un artificiu interesant jurnalistic. Pui față în față ce spuneau despre Erdogan dușmanii lui Ponta și teoretic prietenii lui Iohannis, nu? Așa. Și se bate cap în cap, nu? Da, pe de altă parte, Ponta, când a fost atunci acolo, noi nu eram nici România, nici Europa în situația de astăzi, nu? Uh-huh. Adică legăturile sale cu Erdogan nu trebuiau girate în momentul respectiv pentru ceva urma să vină, nu? Cu terorismul și nu știu ce. Acum Iohannis a dus de plăcere. Ponta a fost acolo pentru că el a avut să... își încălzească relația asta cu Erdogan, din motive sunt convins și personale. Nici nu mai primea nimeni pe Ponta. Nici nu mai primea nimeni și pentru că eu cred că a dus niște lucruri pe acolo. Afaceri, cred că a avut și... dați-mi voie că vă întrerup. Da. Cred că a avut niște afaceri acolo. Dacă ți-aduce aminte, domnule Turcescu, ți-am trimis un link cu o afacere de armament.
A, multe chestii sunt aici, dar e un subiect Îți atât de aduci aminte? complicat. Da, cred că mi-aduc aminte, da. Da. Chiar ai putut aduce. Și cred că ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care a fost acolo. Mai mult de afaceri, nu a fost pentru interesul țării. Niciun caz. Și cred că Erdogan deține robinetul de refugiați pe care îl deschide și îl închide când vrea el către Europa. Asta Bun. Se vede, da. Bun, e... E adevărat, de asta, toată lumea s-a îndreptat către el. Erdogan acum, față de când a fost Ponta în vizită la el, este mult mai important pentru toată lumea. Doi la mână. Pe gesturile lui Klaus Iohannis nu trebuie să pui mare preț, pentru că, în primul rând, că le face la comandă, adică nu sunt gesturi. Ponta s-a dus acolo cu un scop clar, el știa clar de ce se duce. Da. Dintr-un interes personal, din motive că nu-l primea nimeni, așa mai. Iohannis s-a dus acolo pentru că trebuie. Așa se trebuie. Face seama că a fost așa celălalt trebuie să facă toată lumea în momentele astea. Deci, sigur că... Auzi, mă, Laurențiu, dar totuși, hai să-i mulțumim lui Alin că mai avem pe cineva din Anglia. Îți mulțumesc foarte mult, Alin, pentru această intervenție. Totuși, Laurențiu, bă, cum e cu ipocrizia asta a liderilor europeni, mă? Pentru că, iartă-mă, dacă presupunând, hai să zicem așa, nu știu, unde vrei tu, în Ungaria sau în România, da? Ungaria, chiar exemplu. Ok, un președinte închidea un ziar, mâine, nu știu, Iohannis o lua razna și închidea evenimentul zilei și naționaliza ziarul evenimentul zilei. Apărea un atac din ăsta la adresa, e cel mai vândut ziar în momentul de față din România. Nu se compară ca tiraj cu Zaman, fără discuție, acolo vorbim de tiraje de peste 1 milion de exemplare zilnic, cred că și mai mult, dar totuși, Europa, aia cu libertatea de exprimare, cu tare, în momentul de față are de ales între a colabora cu un dictator, da? Erdogan, asta e în momentul de față, totuși, hai să fim serioși, un dictator, da? Și nu de ieri de azi, în tot ce face, în gesturile lui, bun. Și a închide ochii la povestea asta cu, da, cu ziarul, cu libertatea de exprimare. Adică ar trebui Bun, să da. Privim lucrurile astea, chiar dacă la un moment dat, hai să spunem, bă, le admitem, nu știu, răul cel mai mic, care e, să nu oprească Erdogan fluxul de refugiați, dar trebuie să admitem cu toții că e încă un faliment al politicii europene. Adică da. Să ajungi să te târăști da. În la picioarele lui Erdogan cerșind este îndurare, da. Înțelegi? Nu mai da drumul la refugiați erdogane, că... Nu contează, poți să faci tu ce vrei cu turcii tăi, să le închizi ziarul, să-i pui să le închizi lumina ca Ceaușescu, ce vrei tu făcui, dar nu mai da drumul la Bun, și noi te corect. Vom considera da. Nemaipomenit. Din punctul ăsta de vedere este o abdicare de la valorile Europei, Pii? Libertate, da. Cuvânt liber, democrație, alegeri, justiție. Și atunci cum să-l cred eu, Laurențiu, pe Juncker și pe ăștelalți de la Bruxelles în momentul de față, cum să-i mai cred? Greu de crezut. Nu? Greu de crezut în ce sens? În sensul că nu-i crezi că ei vor face ceva să oprească fenomenul ăsta, nu? Sau în ce sens? Nu, nu-i cred pentru că dacă ei vin, spre exemplu, așa, uite, general. În România, da. Da? Vin și îmi spun mecanism de cooperare și verificare, bă, că voi nu sunteți în stare să luptați cu corupția. Bine, mă, nu suntem în stare să luptăm cu... Avem corupție, ceea ce e foarte adevărat da, în România. O să-l ridice până la urmă. Adică... Bă, dar în Turcia avem un dictator. Bun, și voi negociați spună... cu el acum să-l băgați, să băgați Turcia e, în Uniunea Europeană. Nu, păi, nu da. Cum? Deja s-au deschis negocierile, da? Adică să discută intens. Da. Mai mult decât atât, le dăm și banii. Dăm banii unui dictator în momentul de față pe ideea că omul are un robine cu refugiați, pe exact. Care vă spune Alin. Exact. Îl pornește sau îl închide? Cum exact. Vrea el? Nu, băi, e o ipocrizie teribilă, mă, și o lipsă de lider. Bună întrebare, are Europa alternativă la lucrurile astea? Da, ar fi avut, dacă într-adevăr, în loc să aibă niște conțopiși la Bruxelles, din punctul meu de vedere, avea niște lideri politici care pregăteau din timp o armată, pregăteau din timp un sistem de securizare a frontierelor, nu niște glume din astea cum au fost pe la frontierele Uniunii Europene în care au trecut cap în brânză refugiații, dar au trebuit acum greu, adică toți... Greu, greu, Robert, greu. Crezi că se poate... Hai să ne gândim realist. Sigur, e ușor să spunem și chiar ai motive să spui că Bruxelles n-a fost ce trebuia să fie și că au fost, în adevăr, birocrați da. Care au tocat o căruță da. De bani. Dar Europa, din păcate, are o mare problemă de structură fundamentală. Este o Europa a statelor. Și statele n-au vrut niciodată să cedeze suveranitate și puterea lor individuală pentru a se dizolva într-o țară, de pildă. Hai să exagerăm puțin lucrurile. Cum sunt Statele Unite ale Americii.
Păi și atunci de ce ne mințim, mă, Laurențiu, câtă vreme? Yeah. Uniune monetară ne avem. Acum îl citesc pe Sima, pe Cristian Sima, o să intrăm cu el în legătură la un moment dat. Bă, nici uniune a prizelor în România n-avem, da? În Uniunea Europeană n-avem. E un faliment, da? Europa. Deci nu poți de dus să bagi încărcătorul de la telefonul mobil ăsta cu doi pini, da, de la prizele noastre, în Marea Britanie, da? Bun, ți-i adaptor? Pe asta este problema cea mare. Pe stânga, că peste tot, exact, da? Deci n-avem cu mașinile, n-avem la aceeași chestiune, da? Uniune monetară nu. Care au euro, care n-au euro, care cu tare. Bă, ce e asta până la urmă? Despre ce vorbim? Despre ce Uniune Europeană vorbim? E o varză de Bruxelles. Bravo. Asta e. Da. Hai să intrăm în legătură cu doamna Daniela Sandra, înțeleg. Suntem în legătură din Marea Britanie. Ne suna studenta acolo. Da? Bună seara. Bună seara, ne bucurăm să vă auzim. Înțeleg că despre refugiați vreți să ne vorbiți. Da, am o mică povestioară, ceea ce mi s-a întâmplat de curând în ianuarie. Nu, decembrie, pardon. Așa. Sunt studentă full-time într-un oraș mic, nu este Londra, nu este Manchester, este un oraș studențesc, se bazează fix pe studenți. Și cum se numește orașul? Care? Sunderland se numește, este fix lângă Newcastle. Aveam și o persoană de la colectiv la spitalul din Newcastle, este la 20 de minute. Am locuit sunt două campusuri. În primul semestru am avut toate orele, toate cursurile într-un campus. Și mutându-mă, am ales să stau foarte aproape de campusul acela și cel mai aproape apartament și cel mai ieftin rezonabil care mi s-a părut era într-o casă cu 6 apartamente, printre care stăteau refugiați. Firma cu care am făcut contract m-a anunțat, mi-a spus de la început, vezi că sunt refugiați și nu știu ce. Am zis, măi, sunt persoane care suferă, nu trebuie să îi judec, nu știu prin ce trec și așa mai departe. Am zis doar că nu are ce se întâmple, sunt monitorizați de stat și așa mai departe. Locuiesc cu prietenul meu, am vrut să menționez, pentru că știau că au prieteni, m-au văzut de atâtea ori și totuși încercau să intre în contact cu mine, să mă scoată la o cafea și le-am spus, vă rog frumos, lăsați-mă în pace, am prieteni, nu de asta locuiesc aici să-mi fac iubiți. Au început să devină mai agresiv, mai ales unul din ei, din câte am înțeles, a făcut și pușcărie în Londra pentru ceva legat de droguri. Deși am rămas puțin uimită pentru că știam că odată ce faci ceva de genul ești expulzat și am zis că dacă toți sunt urmăriți de stat, n-are ce se întâmple. Ba chiar m-aș simți mai în siguranță stând în casa aia știind că nu se întâmplă nimic din moment ce suntem monitorizați mereu. Nu a fost așa, a devenit mai agresiv. Părinții mei au venit să mă viziteze în noiembrie, anul trecut. Tatăl meu, nefiind obișnuit, a uitat să încuie ușa când a intrat în apartament și noi stăteam în bucătărie și deodată a intrat unul din ei, era drogat, avea un joint sau cum se zice în mână și până mă și-a dat seama că a greșit apartamentul și a ieșit, a scris scuză-mă iubire și a ieșit. Peste jumătate de oră să coboare tatăl meu să cumpere pâine, el era întins pe jos, aproape jumătate dezbrăcat, mirosea oribil. Prietenii ceilalți cred că făceau glume pe seama lui, nu-l lăsau să intre în apartament. După care am avut nenumărate seri pe la 1-2 dimineața în care poliția era la ordinea zilei. Deci cred că 2 săptămâni la rând venea poliția la ordinea zilei la ei. Bătea în ușă, nu răspundeau, spărgeau ușa cu extintorul ca să intre, pentru că nu vreau. Ceea ce făceau, scoteau bulbii aceia de lumină, cum se numesc, neonul, scoteau și așa mai departe și l-aruncau pe geam ca să nu vadă poliția ce se află în casă. Ziceau să stau în casă și la un moment dat, după multe... M-am trezit că pe la 12 noaptea cineva mi-a încercat ușa. Am sunat la firma cu care sunt, am zis, m-ați avertizat, dar n-am crezut că totuși e așa, le-am dat o șansă. Am zis că sunt oameni și suferă și că nu trebuie să-i judec, dar se pare că este în comportamentul lor, în natura lor. Au fost obișnuiți așa și cu greu îi dezobișnuiești. Ana, vreau să te întreb și eu ceva. Da. Laurențiu Ciocăzanu sunt. Bună seara! Bună seara!
sigur, experiența ta inevitabil te face să generalizezi și să spui că probabil așa sunt cam toți. Nu știm, poate așa e, poate nu e așa, poate sunt între ei și oameni normali sau ghinionul. Eu vorbesc, eu vorbesc strict de ce am pățit. Da, te înțeleg, e o experiență dureroasă, nefericită și evident că traumatizantă. Vreau altceva să ne spui, dacă poți. Da. Peste câtva timp o să aibă loc celebrul referendum în Marea Britanie pentru ieșirea sau rămânerea în UE. Nu știu dacă urmărești ce se întâmplă, ce se discută acolo, ce celebrul discută Brexit. Colegii, celebrul Brexit, ce discută colegii sau oamenii cu care tu ai contact acolo. Dar acest lucru este inevitabil influențat de astfel de persoane cu care tu ai avut de-a face, de refugiați. Există, care este pulsul actual, adică cum stau sondajele, cum simți tu opinia publică, în favoarea ieșirii Marii Britanii din UE sau pentru rămânerea în UE? La momentul de față consider că părerile sunt împărțite. Multă lume nu își exprimă punctul de vedere de față cu mine sau de față cu alte persoane din Uniunea, din UE, de exemplu România, mai știu eu, Franța și așa mai departe, pentru că nu vor să considere că sunt rasiști. Dar într-un fel îi înțeleg, pentru că și eu văzând că vor să vin în țara mea, simt așa, deși sunt aici și studiez, poate într-o zi vreau să mă întorc înapoi în țară și nu mi-ar place să mă întorc și să îmi fie frică să merg pe stradă sau să fie atentată sau așa. Și în sinea mea înțeleg și eu pe ei că țara lor practic e invadată de toate naționalitățile și văd că se luptă și pentru joburi, le e frică să meargă pe stradă, se întâmplă tot felul de chestii. Așa că ei încearcă să se abțină în mare parte, să spună că nu. Dar vorbind cu prietenii mei englezi care nu au astfel de probleme și suntem mai apropiați, mulți din ei zic că ei chiar cred că o să iasă pentru că sunt foarte influențați de media, mai ales cu atentatul, ca și cum atentatul acesta din Bruxelles a fost un impuls pentru ei foarte mare, au zis, au rămas ceva gen, gata, nu mai ieșim, nu mai vrem să auzim, nu vrem să intrăm în asta. Și chestii de genul, orice apare, câte un atentat, câte o știre de genul, influențează mai mult să-și dorească să iasă din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Da, mulțumesc foarte mult. Nu sunt vești foarte bune, dar și eu simt că Marea Britanie va face acest pas în cele din urmă. Da. Nu? Trăim vremuri de mari schimbări, trăim de vreo 20 de ani, parcă din punctul de vedere jurnalistii vorbind, chiar am fost privilegiați, parcă. În ochiul furtunii. Da, am fost mereu. Și pe plan intern și pe plan extern, am prins tot ce se putea prinde, da? Da. De la atentate teroriste de amploarea celor din da, căderea 2001, comunismului, de la căderea comunismului, am intrat în presă, pur și simplu, da, și exact. Dar într-adevăr s-ar putea să ne trezim peste niște ani într-o lume cu care n-am fost obișnuiți. Europa, că tot plecase discuția de aici, e cam moartă în păpușoi, ăsta e adevărul. Și atentatele de la Bruxelles și exemplu cu Turcia lui Erdogan și MCV-ul. Și Brexit-ul și ce mai vrei, toate lucrurile astea. Schengen-ul. Da. Ne duc o dată cu gândul la o lipsă de coerență totală, la degringoladă, la un amestec de valori cu antivalori, da, Turcia cu libertatea europeană, așa, atunci înțelegi de ce vrea Marea Britanie să iasă, așa, și, bun, consecința firească, așa, la prima vedere din avion, ar fi că ne întoarcem la ce eram înainte, nu? Ceea ce pentru noi ce înseamnă? Suntem cam aproape de Rusia. Asta e văzut? Asta e problema. Intrăm în gura lupului. Suntem cam aproape de Rusia, mult prea aproape. De-aia Putin pune piciorul pe accelerație, el știe foarte bine care sunt slăbiciunile și ale României. România colcă de corupție și ăsta e aliatul lui Putin. E clar. Tot ce înseamnă Onțanu și cine mai vrem noi și toate personajele genul ăsta, ei sunt de fapt aliații lui Putin. Pentru că ei întrețin o țară, un sistem care se potrivește cu Rusia, unde poți să fii, dacă ești politician și dacă faci parte din castă și furi, nu dai socoteală, restul poporului suferă. Iar Europa, iarăși, este pe placul lui Putin. Și Rusia nu are decât de câștigat din ce se întâmplă acum în Europa. Chiar dacă, sigur, nu o să o spună niciodată
la televizor Putin sau cineva de la Moscova și o să plângă pe umărul nostru și o să ne compătimească. De fapt, ei au de câștigat din acest haos. Da, intrăm și cu Chris Terheș în legătură, Statele Unite ale Americii. Salut, Chris! Salut și bună seara invitatului dumneavoastră! Bună seara! Avem multe subiecte, da, să spunem, de discutat, dar vreau să încep cu povestea cu Onțanu, ca să mai ajungem la... Am văzut că azi ai fost foarte revoltat în legătură cu această reținere a lui Onțanu, mai ales pe acei jurnaliști care, hai să spunem că au aplaudat reținerea lui Onțanu. Vreau să explici această poziție a ta, mai ales că nu ești dintre oamenii care să se opună cumva luptei anticorupție sau ai vorbit de-a lungul anilor de multe ori și în spațiu public și în privat cu președinți, premieri, prin organizația pe care o conduci de acolo din Statele Unite ale Americii. Ai vorbit despre nevoia a sanării spațiului public și politic românesc prin dispariția acestor corupții. Astăzi însă la reținerea pentru 24 de ore a lui Onțanu ai avut o poziție destul de virulentă. De ce? Hai să o explici tu. Da, acum întâmplarea face că diferența de fus orar dintre România și Statele Unite e de 9 ore. Și când am trezit dimineață, în California era 7 dimineața aici, evident, mă uit pe internet, mă uit pe Facebook și toată lumea urlă, aplaudă. Vai de mine, a fost arestat Onțanu și ce bucurie mare și ce. Și evident că acum, obișnuit fiind și urmărind acest fenomen de o lungă perioadă de timp, următorul pas pe care îl fac, mă duc să văd comunicatul DNA. Adică, domnule, despre ce fapte vorbim aici? Deci când treci peste partea aceasta emotivă, vei să te uiți la facts. Și comunicatul DNA menționează că Onțanu ar fi, nu știu, subevaluat un pământ undeva în perioada 2006-2007, mă rog, care a fost dat și folosit în opinia DNA-ului ca dare de mită pentru altcineva. Și stau și mă uit pe calculator și zic, domnule, suntem în 2016 astăzi. Deci e vorba despre o faptă care s-ar fi comis în urmă cu 10 ani. Deci nu vă supărați. Să vii după 10 ani de zile când și să stai să aflau. La conducerea DNA, atenție, era Daniel Morar. Leagă-le un pic, așa, Chris, că... Pentru că merge altceva. Pentru că după aia cineva îmi scrie pe Facebook, că m-am uitat, domnule, apare cu ajutorul SRI sau nu? Și nu apare. Deci nu e vorba de interceptări. Și cineva îmi scrie pe Facebook după aia că, de fapt, e vorba de ceva denunț. Pescariu și încă o persoană, cei care sunt implicați și în cazul Microsoft. Problema mea și nu e o acuzație directă DNA-ului, ci o problemă de sistem. Deci eu mă uit nu numai din punct de vedere tactic aici, când e o persoană arestată, de exemplu, sau reținută, ci strategic. Te uiți la o problemă de sistem. Dom'le, există o problemă în România, faptul că oameni sunt arestați, reținuți în 2016 pentru fapte comise în urmă cu 10 ani. Deci nu, ceva nu se leagă. Pentru că, folosind același raționament, evident că stau și mă îngrijoresc și spun, deci noi va trebui să așteptăm până în 2026, când vor fi luați cei care astăzi comit ceva fapte de corupție. Deci normal când și România nu e prima țară unde se implementează o strategie anticorupție. Din acest motiv e important, mai ales acum, de exemplu, că am văzut s-a amânat audierea Laurei Codruței Kvesi în fața CSM-ului. E important ca astfel, în astfel de momente să se facă o evaluare profesionistă rațională a ceea ce înseamnă lupta anticorupție și văzut cum s-a implementat o astfel de luptă în alte țări și ce s-a făcut bine și ce s-a făcut greșit în țările respective. Că nu se poate ca românii să facă totul perfect și alții să facă totul greșit sau invers. E important să învățăm din greșelile și din succesele altora. Pentru că, da, asta că ai amintit de povestea asta cu Laura Codruța Kvesi și aș vrea să înțelegem. Ce vezi în asta? Că înțeleg că Raluca Prună e chemată la Bruxelles pentru... povestea asta cu atentatele, toată discuția de acolo, poate că de-aia s-a amânat audierea doamnei Laura Codruța Kvesi și de către acum domnii din CSM. Acum am văzut mai înainte și eu știrea asta. Acum am văzut mai înainte știrea și chiar am scris cuiva și zic după lege, ministrul justiției participă la aceste audieri și mi s-a spus că nu, pentru că e vorba de audierea în fața secției de procurori a CSM-ului, iar ministrul justiției nu face parte din secția respectivă. Dar e un alt amănunt interesant. Dimineața în România... Stai că vreau să punctăm povestea asta. Deci nu faptul că spui tu merge doamna Prună, ministrul justiției la Bruxelles, împiedică, spui tu, audierea doamnei Kvesi
de către CSM se putea desfășura și dacă doamna Prună intra în concediu de maternitate sau pleca să viziteze Cuba. Exact. Ei, care e procedura? Deci ministrul justiției face propunerea care se trimite CSM-ului, care dă un aviz consultativ, după care propunerea se întoarce înapoi la ministrul justiției, care o trimite președintelui pentru aprobat. Ei, ar fi anormal, nu știu, ilogic, ca persoana care face propunerea, deci în cazul de față ministrul justiției, să fie și persoana care audiază în partea CSM-ului. Deci pentru mine a fost o chestiune logică, dar n-am avut cunoștință de lege pe partea aia. Și am întrebat pe cineva specialist care mi-a spus nu există în lege așa ceva. Asta e una, dar doi la mână. Ce mi s-a părut un alt aspect interesant. În această dimineață în România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, UNJR-ul, au trimis o solicitare CSM-ului cerând amânarea audierii procurorului șef DNA până când ministrul justiției clarifică public modul și procedura în baza căreia a fost desemnată Laura Codruța-Cheveș și pentru un nou mandat în fruntea DNA-ului. Și amănuntul e important, pentru că dacă vă uitați în raportul MCV, nu numai din anul trecut, ci și din 2014, de exemplu, la ceea ce a spus Victoria Nuland când a fost în România, dacă vă uitați la ce a spus comisara pe justiție, toți au spus că e necesar în toate pozițiile cheie din parchete și din sistemul judiciar în alta curte de casație, de exemplu, să fie nominalizați oameni în baza unei proceduri transparente. Deci toată lumea vorbește de lucrul acesta. Nimeni nu contestă rezultatele unei persoane. Dar aici vorbești despre o problemă de sistem. Un sistem nu se poate identifica cu o persoană și o persoană cu un sistem. O persoană poate greși. Aici e vorba de protejarea sistemului, de a da sistemului anticorpii să aibă puterea să-și corecteze dimers orice greșeli sau derapaje le-ar face o persoană. Da. Dacă îmi permiteți... Numai o secundă. Vorbeam despre mass media din România. Când am văzut în această dimineață la noi aici, deci în această dupămasă în România, această știre că s-a amânat audierea în fața CSM-ului și am văzut reacția UNJR-ului, evident că următorul lucru pe care l-am făcut a fost să dau un search pe Google, folosind Advanced Search, să văd în ultimele 24 de ore, de exemplu, câte site-uri din România au preluat poziția UNJR-ului. Și au fost câteva. Deci, mă întorc înapoi la ideea principală, cu Onțanu. Uitați-vă dumneavoastră, totul se răspunde, adică altă explicație decât că se răspunde la ordin și se tace la ordin, nu am. Un jurnalist trebuie să, principalul lui scop și obiectiv e să, în primul rând, să prezinte știrea, indiferent că îi place sau nu. După aia să caute adevărul, lucrul acesta nu se mai întâmplă. Se scrie la ordin, se reacționează la ordin, se linșează la ordin și uitați-vă unde suntem și să știți că faptul că se ascunde anumite lucruri sau se prezintă distorsionat altele, nu ajută nici instituția și nici persoana într-o funcție cheie, pentru că nu ajută persoana să-și creeze, în primul rând, anticorpii critici, să-și evalueze obiectiv propria activitate pentru a-și putea corecta activitatea din mers. Pentru că ajungi la o situație, uitați-vă cum e cazul colectiv acum, că ați vorbit despre el. Țineți minte că am vorbit și aici pe unde, chiar după incident, cum ridicai o problemă, săreau automat pe tine o mulțime de oameni. Dom'le, ai teorii conspiraționiste. Într-o astfel de situație, rolul presei, rolul jurnaliștilor este să pună orice întrebări, chiar tâmpite, nu contează. Iar rolul autorităților este să răspundă la întrebările respective. Dacă nu pui întrebările la momentul respectiv, degeaba vii acum după 5 luni, după 6 luni, de exemplu, să încerci să cauți răspuns la o întrebare. Și mai spun încă un lucru legat de cazul colectiv. Vă dau numai un exemplu. A apărut în urmă cu 3 zile o informație în România că în mai puțin de 2 minute temperatura în interiorul clubului a urcat de la cât a fost la 600 de grade Celsius. Da. Tavanul, citez exact, tavanul încăperii a fost la 1000 de grade. Acum eu nu gătesc, dar când pui o prăjitură, când pui orice într-un cuptor, câte minute ți ia până îți ajunge la 200-300 de grade, nu la 600. Acum uitați-vă la volumul clubului. Câtă putere octanică ai nevoie să poți să încălzești clubul ăla de la, nu știu, 20-30 de grade, 50, câte o fi avut acolo, la 600 în decurs de mai puțin de 2 minute. Și ce substanțe ai nevoie ca să poți să încălzești lucrul ăla? Acum unii spun că ar fi în tavanul respectiv ceva substanțe, nu știu, inflamabile. Dar dacă vă uitați, nu, în momentul în care tavanul arde,
întreaga substanță se topește și cade jos. Deci nu rămâne. Ar fi altfel, de exemplu, dacă tavanul ar fi fost invers și să spui că podelele ar fi luat foc și atunci rămâne substanța respectivă și arde. Deci sunt întrebări, nu știu, la care văd că nimeni, în primul rând, nimeni nu le pune și nimeni nu caută răspuns pentru la ele. Pentru că s-a lansat, Chris, și asta am confirmat-o și spun din nou, toți cei care au îndrăznit, mă număr printre cei care au îndrăznit să pună întrebări în primele ore, zile după accidentul de la colectiv. În primul rând, i-au pus întrebări în legătură cu autoritățile, felul în care au acționat și felul în care au gestionat situația cu numărul de morți. Și s-a dovedit acum, potrivit raportului, spun din nou, raportului Corpului de Control al Primului Ministru, că era justificată curiozitatea mea jurnalistică, chiar revolta mea jurnalistică, 100% în acel moment. Bun. Însă, imediat, toți cei care au îndrăznit să pună întrebări, mai apoi despre ce s-a întâmplat acolo, lansând, poate din, cum să spun, dintr-o dorință mai mare de a face spectacol, să spunem, dar erau întrebări, nu? De genul ăsta, domne, dar cum a ars? Toți au fost catalogați ca fiind conspiraționiști, duși cu capul, tembeli, cum vă puteți întreba astfel de chestiuni? A fost un accident nefericit și atât, să ne plângem morții, să nu mai punem întrebări, să terminăm cu tâmpeniile astea, corupția ucide, iată despre asta a fost vorba de fapt acolo. Cum s-a ajuns rapid așa, de la sloganul ăsta imediat a fost pus în undă, corupția ucide, revolta, masele care au ieșit în stradă de la 3.000-5.000 s-au făcut brusc într-o seară 30.000, 40.000 de oameni pe străzile București. Băi, fraților, ceva în toată povestea asta, nu știu, cât o fi, știți că e ca la Revoluție așa, da? S-am spus nici atunci, da? O bucățică, da, a fost chestiune spontană, a fost întâmplare, a fost, oamenii au ieșit fără să fie... să fie avut o țintă, un scop. Dar în toată povestea asta, pe lângă incompetență și așa mai departe, cineva a manipulat lucrurile. Nu spun că mână criminală în colectiv, dar apoi revolta aia dinspre colectiv a fost canalizată în așa fel încât să se întâmple în România niște schimbări care s-au pliat, mărturisesc sincer, și pe dorința mea, cel puțin, de exemplu, de a-l vedea pe Ponta plecată la Palatul Victoria, care nu se mai dădea dus cu gașca lui de acolo. Dar undeva s-a jucat și politic, mai mult decât politic, cred, această piesă legată de colectiv. Dar să ne faci pe toți nebuni acum că am îndrăznit să punem întrebări în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, cu asta mi s-a părut, repede, la unii jurnaliști, dar pun din nou ghilimele de rigoare, niște trompete, niște tinichele. Erau niște tinichele, pur și simplu. Rapid, bă, cum îndrăznești să spui așa ceva, Turcescul? Am publicat la vremea aia pe Facebook, mi-aduc aminte, preț de câteva minute, 20 de minute, pentru că mi-au sărit atât de tare în cap încât m-am speriat și eu, am publicat câteva poze cu morții din colectiv. Dar nu din dorința de a face eu trafic pe Facebook sau altceva, ci pentru că îmi dădeam seama că dacă oamenii nu realizează nenorocirea care s-a întâmplat acolo, nu văd aceste imagini șocante, se va întâmpla cum s-a întâmplat cu bebelușii care au ars aici acum câțiva ani de zile într-un spital din România. Pentru că nu s-au arătat secvențe, pentru că era vorba de niște bebeluși, da? Lumea a fost un pic impresionată, dar lucrurile n-au avut niciun fel de amploare. Astăzi mă uit la ce s-a întâmplat la Bruxelles. Toate ziarele occidentale au publicat fotografii cu oameni din care curgea sânge, care erau morți acolo și așa mai departe, da? Tocmai pentru a arăta că, băi, fraților, e o catastrofă, e o nenorocire. Deci, dar când am publicat pozele alea, Doamne, cum au sărit toți în cap, ticălosule, cum poți să publici așa ceva? Băi, fraților, stați puțin că n-am publicat poze de la un act de pedofilie în încercarea de a obține trafic pe pagina mea de Facebook sau pe blog sau mai știu unde, da? Ci pentru a arăta grozăvia care s-a întâmplat acolo. Când i-am văzut că reacționează în felul ăsta, am zis, bă, poate, da, hai să retragem pozele, că astăzi le găsești peste tot pe internet, aia e că se poate de clar, da? Bun. Dar revenind în momentul ăsta, voi să întreb ceva, Laurențiu, sau voi să intri în dialog cu Crister? Da, nu, vreau să fac niște observații legate de punctul său de vedere. Sigur, ne putem pune o mulțime de întrebări ca jurnaliști. Din păcate, suntem puțini, nu mă consider încă jurnalist și consider că îmi fac treaba onest și cât pot eu de serios. Eu mărturisesc că eu nu pot să urmăresc toate subiectele care apar într-o zi, mai ales când ești lovit din toate părțile, inclusiv din exterior. Vezi ce se întâmplă în Europa sau în Turcia sau în Siria și așa mai departe. Doi la mână, resursele redacțiilor din România sunt limitate. Nu o să reușească niciodată nicio redacție din România
să poată să urmărească ce se ascunde în spatele dosarului Ionțanu. Evident, întrebarea e justă, nu blamează nimeni pe cineva care spune, domnule, de ce tocmai acum a fost prins Ionțanu când e o faptă din 2006? Eu spun că în contextul în care se află România astăzi, e mai important că a fost prins chiar și după o faptă de acum 10 ani de zile, decât dacă n-ar fi fost prins deloc. Și, pe de altă parte, asta nu înseamnă că toate faptele care se petrec acum au nevoie de un orizont de așteptare de 10 ani de zile după modelul Ionțanu ca să poată fi prinse. Pentru că statul n-a existat până de curând. Până acum niște ani de zile, 3, 4, 5 ani de zile, 7 câți vrem, statul român nu a existat. 2. E complicat să tragem concluzii despre cazul Laura Codruța Chioveși și audierea ei și să încercăm să căutăm finețurile, detaliile din aceste din această poveste, când cred eu mult mai important pentru noi este să vedem dacă Laura Codruța Chioveși cu o procedură discutabilă rămâne în funcție sau nu. Pentru că macro, privind lucrurile, discuția e clară. Ce vor americanii să se întâmple în România și ce vor rușii? Vorbeam mai devreme cu Robert Lucescu despre presiunea lui Putin, care vine mănușă acum pe ce se întâmplă în Europa, dar și în România. Cu toată această societate intoxicată de corupție, cu politicieni și oamenii din administrație, din primării, din instituții obsedați de bani și de relații și de afaceri, care nu fac decât să lucreze pentru Rusia. Eu așa văd tabloul. Putem să intrăm în detalii și să punem întrebări, sigur, fără probleme, nu ne oprește nimeni. Dar dacă ascultăm de ce zice Uniunea Națională a Judecătorilor din România, nu mergem mai departe. Nu facem decât să tragem frâna de mână și să ne oprim, încercând să lăsăm societății românești, care e nepregătită total pentru un stat performant și nu unei elite care, până la urmă, de bine de rău, în ultimii ani de zile, trage locomotiva asta după ea, să-i lăsăm ceea ce ea nu poate administra. Dacă lași România și justiția și alte instituții pe mâna tuturor celor care ar putea să aibă o părere și să își dea un punct de vedere despre ce ar trebui să se întâmple, să alege praful și de democrație și intrăm repede în gura ursului sau în gura lupului de la răsărit. Aici permiteți-mi să nu fiu de acord cu dumneavoastră. De fapt, tocmai în aceasta constă democrația. Că există discuții libere și în urma acestor discuții și dezbateri libere și întrebări publice pe care fiecare dintre părți le pune, se găsește cel mai bun răspuns care să fie implementat pentru societate. Deci nu există nicio societate condusă, societate funcțională, condusă de elite. N-a existat niciodată. Asta e un mit. Numai noi români avem această impresie că există un grup din ăsta elitist care conduce o societate. Arătați-mi o societate funcțională astăzi care e condusă de elite. Bun, nu democrația. Uitați că vorbim de România. Sunteți român, ați plecat de curând probabil în România de foarte mulți ani. Dar 13 ani. Dar, bun, România nu e capabilă în momentul de față. Dacă spuneți că e capabilă, atunci sigur că punctele noastre de vedere se despar și rămâne să discutăm între realism și vise. România nu e capabilă să funcționeze pe baza acestei dezbateri decente și normale pe care dumneavoastră o pomeniți și care sigur că există în statele închegate democratic, cum e Statele Unite, cum sunt Statele Unite, cum este Marea Britanie sau cine mai vrem. Dacă credem că intrând în aceste jocuri de culise foarte parșive de genul Uniunea Națională a Judecătorilor din România putem să ajutăm democrația din România, din punctul meu de vedere ne înșelăm amarnic și vom face praf democrația din România cât de curând, pentru că Europa oricum nu mai e în stare să rămână Europa, într-un orizont de probabil 15-20 de ani
Adio Europa, dacă lucrurile funcționează ca până acum, iar noi suntem pradă ușoară, abia așteaptă Putin să slăbească Europa. Deci vă garantez, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fiți de acord cu el, vă garantez că România nu este pregătită să funcționeze la acești parametri de care vorbeați dumneavoastră. Acum întâmplarea face că vorbesc cu persoane în funcții cheie de ambele părți ale Atlanticului și cunosc și poziția de aici și poziția din România. Am urmărit ceea ce se întâmplă în România de foarte mult timp și am o perspectivă, aș spune, mai largă decât punctual ceea ce se întâmplă în România. Principala cauza situației din Europa în momentul de față este exact acest compromis care se face de către persoanele în cheie, în funcții de conducere, de a dezbate public, știu, probleme de interes comun. Uitați-vă la problema migranților, de exemplu. Întregul discurs în vestul Europei, de exemplu, este suprimat de această idee, domnule, să nu ridicăm problema pentru că rănești sentimente, nu-i corect politic, nu știu ce. Și în felul ăsta, în loc să ai o dezbatere publică deschisă, chiar dacă se abordează și se ridică probleme tâmpite, aș zice, deci la extrem, ajuți, de fapt, educi populația despre ceea ce înseamnă problema respectivă. Suprimând discuțiile publice și crezând că o mână de oameni, o mână de birocrați știu mai bine ce e mai bine pentru întreaga societate, ajungi în situația în care e Europa în momentul de față. Dădeați exemplu Turciei. Domnul Robert Turcescu spunea că Turcia este dictatură. Păi cum s-a ajuns în situația asta? Că momentul când s-au văzut derapajele din 2012-2013 în Rusia, de exemplu, când erau arestați jurnaliști, erau arestați judecători, au fost arestați procurori, de exemplu, nu că au fost procurori, de exemplu, care au găsit că serviciile secrete turcești vindeau sau făceau trafic cu armament în Siria. În momentul când lumea vestică a văzut lucrurile acestea, au zis, domnule, noi închidem ochii la ce se întâmplă în Turcia pentru că e problema cu Rusia și toate lucrurile acestea. Și ce s-a întâmplat în momentul de față? S-a vulnerabilizat democrația din Turcia și în ce Turcia merge de la un stat democratic la un stat islamist fundamentalist. Și întrebarea este pe termen lung. Ce ajută mai mult interesul Statelor Unite, al Uniunii Europene și al democrației? Să ai un stat care merge, care derapează de la valorile democratice sau să ai discuții libere deschise? Aici ai ideea, aici ai baza. Asta de fapt ajută la construcția și la dezvoltarea unei societăți. Spuneați că dumneavoastră nu aveți încredere că în România astfel de discuții pot să aibă loc. Eu vă contrazic. Și văd discuțiile care au loc pe Facebook, de exemplu. Măcar 10% din persoanele care scriu pe Facebook li s-ar da șansa, de exemplu, să fie citați în presă, să li se ceară opinia de experți, pentru că sunt atât de mulți români în diaspora care sunt specialiști, nu știu, s-au dezvoltat sau specializat pe diverse domenii, să li se ceară părerea, ar aduce un input enorm la ceea ce se întâmplă în România. Uitați-vă dumneavoastră la oamenii care sunt în Parlament și chiar suntem pe punctul de a le scrie. Domnule, toți sunt cărunți. Uitați-vă că niciun tânăr nu se mai poate realiza în România, trebuie să ia calea străinătății. Din ce cauză s-a ajuns aici? Pentru că nu există astfel de discuții libere, de dezbateri libere. Veneam la problema cu Onțanu. Problema mea nu e că a fost arestat acum pentru fapte care au fost comise în 2007. Foarte bine că a fost arestat. Problema e alta. Am văzut sondaje recente în București care spun că Onțanu ar fi fost reales primar dacă va candida peste două luni de zile. Aceea situație e cu Oprescu. Domnule, aici e problema. Păi, asta vedeți? E marea problemă. Pentru că DNA-ul nu va putea să curețe clasa politică, ci sunt alegătorii care o fac. Iar toți din presă, în loc să educe populația despre puterea care există în mâna lor, la vot, la reacția civică pe care o pot stârni, li se spune că nu se poate. Și există un grup de birocrați undeva în fruntea acestei piramide a statului, care știe mai bine ce vor. Zilele trecute a fost Georgian Pop, președintele Comisiei de Control a SRI-ului pe realitatea la emisie. Și a spus, de când sunt șeful acestei comisii, n-am găsit nicio ilegalitate comisă de SRI. Domnule, nu vă supărați. Ori SRI-ul ăsta e incapabil. Nu, că un serviciu secret lucrează de obicei. Ori Georgian Pop este ghiocelul ăla din... Ori această comisie este incapabilă. Deci nu se poate, nu există. Păi în America există probleme și tot timpul se scrie despre ele și tocmai în aceasta constă. Dar vedeți, să închid ochii. Iar când problema, că e o chestiune de timp, asta e, nu-i făcută neștiută, este o vorbă românească. Când problemele vor ieși, se va ajunge exact în situația din Turcia și din Polonia. Sunt patru aliați strategici pe care Statele Unite iau în Europa. Polonia, Turcia, România și Azerbaidjan.
Uitați-vă la democrațiile din fiecare dintre aceste țări. Unde au fost aceste țări în urmă cu 3, cu 5 ani și unde sunt astăzi și direcția spre care merg? Deci, eu când mă uit la ce se întâmplă, da, mă interesează cazul Onțanu nominal, dar mă uit la situația de sistem din punct de vedere strategic și mă îngrijorează faptul că nu există discuții libere în România, s-ascund subiecte de către presă, nu sunt prezentate într-un mod echidistant, echilibrat și în cheia corectă, se idolizează persoane în funcții cheie care nu ajută nici instituția, nici persoanele și nici cauza pentru care luptă persoanele respective și în felul ăsta atrofiez o democrație și rezultatul va fi că România va deveni un stat captiv, iar probabil singura șansă a tinerilor din România va fi să ia calea străinătății să se poată realiza. Da, mulțumesc! Eu vreau să, nu știu dacă mai putem rămâne, te rog, da, cu domnul Termeș, și vreau să nu mă înțelegeți Sigur. Greșit. Mi-e teamă că m-ați înțeles greșit. Am încercat cumva să echilibrez chiar punctul meu ăsta de vedere, pentru că nu spune nimeni, eu sunt ultimul care să spun așa ceva, că nu-i nevoie de dezbateri sau de întrebări chiar, eu știu, cum să spun, la limită sau care în general nu se pun. Ba da, e nevoie de toate întrebările posibile, e nevoie de dezbatere. Eu vă garantez că România are foarte multă dezbatere. Nu cred că nici în rețelele socializare, nici în presa online, chiar și în presa cea care își mai face datoria așa cum poate, trăind așa de pe zi pe alta, se discută lucruri serioase, se dezbat lucruri serioase, se ascultă puncte de vedere poate neașteptate sau surprinzătoare. Nu asta e problema României. Problema României este că în ciuda acestei dezbateri normale, de bun simț, care există în rețelele socializare, în Facebook, cu diaspora, aici, în online și așa mai departe, peisajul presei este puternic influențat de presa care nu-și face corect meseria și care controlează o pătură însemnată a populației disciplinată la vot și care susține practic acest sistem putred care se hrănește din corupție și din antidemocrație, de fapt. Asta e odată legat de presă. Doi la mână, instituțiile sunt putrede pe interior. Sigur că mi-aș dori foarte mult să discutăm despre alegerea, numirea Codruței Chioveși la modul mult mai echilibrat. Discuția mea, asta încerca să spun, adică provocarea pe care eu o lansasem sau punctul meu de vedere care încerca cumva să echilibreze punctul dumneavoastră de vedere care făcea referire la comunicatul Uniunii Judecătorilor. Că sigur, e o nuanță importantă ce spune Uniunea Judecătorilor. Nu știu de cine e controlată această Uniune. În România multe asociații nu sunt independente. Mi-aduc aminte cum se comporta o asociație de magistrați în vremea loviturii de stat din 2012, când apărea și tuna și fulgera împotriva lui Traian Băsescu, deși România le-a dat peste cap total. Mi-aș dori să avem o dezbatere chiar echilibrată pe tema asta, dar mi-e teamă că discutând mult mai mult decât e cazul despre puncte de vedere precum cel al Uniunii Judecătorilor sau al avocaților sau al nu știu ce altă breaslă din sistem, omitem ce este esențial. Esențial este numirea sau nu a Laurei Codruța Chioveși în funcție la DNA. Și asta e o miză strategică pentru România, pentru că e susținută puternic de americani, iar cei care nu vor numirea ei sunt cu cine? Acu să vezi ce, bine. Acu să vezi ce este. Aici vă, nu e adevărat, aici vă contrazic. Deci, da. Victoria Nuland a fost, că uitați-vă la timing, Victoria Nuland a fost în România după ce Dante Pălagă a pornit campania cu numirea sau cu faptul că ministra Prună nu dorește sau ar lăsa de înțeles că nu dorește să o reinvestească pe Laura Codruța Chioveși în poziția respectivă și a fost nominal întrebată de către Dante Pălagă dacă susține nominalizarea, iar ea a vorbit despre o procedură transparentă. Deci asta e gândirea vestică. Vedeți, dumneavoastră a spus că ideea de bază este dacă va fi sau nu nominalizată. Nu e aia ideea de bază. Deci lupta anticorupție nu poate sta într-un om și o vulnerabilizați gândind în felul ăsta. Nu, iertați-mă, deci, în momentul ăsta chiar e importantă persoana, e mult mai importantă persoana, din punctul meu de vedere. E greșit, a spus-o și Kaplan când a vorbit despre depersonificarea instituțiilor. Deci instituția nu poate funcționa când e personificată, când există o persoană
e zeificată persoana respectivă. În primul rând, nu funcționează. Persoana din frunte nu mai gândește normal. Păi da, așa s-a ajuns. Ce s-a întâmplat și cu Ceaușescu? E exact aceeași situație. Toată lumea din jurul lui spuneau că e perfect, e cel mai deștept, e cel mai curat, e cel mai... Și uitați-vă unde s-a ajuns. Până la urmă, întreaga țară a avut de suferit. Cel mai important pentru o persoană într-o funcție cheie de conducere este mereu să aibă reacții critice, să aibă reacții critice când spun, mă rog, nu ce face Antena 3, ci să aibă mereu un feedback critic, să spună, bă, vezi că aici poate ai sări calul, uite, cere explicații dincolo. Pentru că o ajuns pe persoana respectivă să nu facă greșeli. E exact ca un părinte. Dacă tot timpul îi spune copilului că face numai bine, chiar dacă face rău, cum se va dezvolta copilul respectiv? La fel e și aici. Din acest motiv spun că, în opinia noastră, acum evident că acolo puteți avea altă opinie, nu-i bine pentru lupta anticorupție să se personifice totul în jurul Laurei Codruțe-Kivești și în primul rând pentru că o vulnerabilizează pe ea. Nimeni nu contestă rezultatele pe care DNA-ul a avut. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Sunt tot mai multe dosare trimise înapoi de către instanță. Deja încep oamenii să câștige la CEDO pentru diverse abuzuri, iar când se vor sparge toate oalele, se vor sparge în capul ei. Și toți cei care au lăudat, nu știu, cumva orbiți ceea ce face, se vor discredita. E important din acest motiv să toată lumea să-și păstreze o poziție de echilibru, să laude ceea ce e de lăudat, să critique constructiv ceea ce e de criticat, pentru că asta ajută mișcarea înainte. Uitați-vă că vorbeam despre pe scurt, Cristi, rog, că mai avem două apeluri, decizia, exact, după decizia Curții Constituționale. Și spuneam și am spus și pe unde. Au lipsit două voci în toată nebunia care a fost în România. Vocea judecătorilor și vocea avocaților. Deci toată lumea, presa și-a dat, a spus, pe surse, au vorbit. Dar n-au vorbit specialiști în drept. Că nu urla unii, că va crăpa anticorupția. Mari avocați și marele case de avocatură din România sunt făcute pe ele de frică, pentru că să gândesc că pot păți oricând ce au pățit unii. S-a ajuns, unii, da? Și când la povestea asta. S-a construit un colos în momentul de față cu picioare de lut și e suficient să scoți suficiente pietre din picioarele respective ca întregul colos să se răstoarne și aici e pericolul. Mulțumesc pentru acest apel, Criste Heș, ne mai auzim cu siguranță. Complicate lucrurile, trebuie să admitem, Laurențiu, că... Nu, sigur, e bine că are loc dezbaterea și sper că n-a înțeles greșit domnul Terheș ce vreau să spun. Pentru că auzi, acum discutând la rece, pur și el sigur el discută... Nu, stai, discutând la rece. Da. Mă, o fi exist... Oricum, Laura Codruța, hai să zicem că mai iau la Laura Codruța, că eu vezi și un mandat de 4 ani, da? La conducerea DNA. Cred că admitem și eu și tu că și peste 4 ani, indiferent de cât de multe dosare ar face în continuare DNA-ul, da? Trebuie să plece, da. Nu, lupta anticorupție trebuie să continue și peste 4 ani. Da, ea trebuie să plece peste 4 ani. Da, va trebui să plece, asta spun, da? Bun, peste 4 ani. Dar suntem de acord că nu se va simți o diminuare spectaculoasă a corupției în România în 4 ani de zile, da? Se va diminua, ține dar de, nu vom avea, cum da, să spun, o răsturnare. De alte lucruri, sunt alte, da, vor mai cădea capete, se vor schimba niște generații bune. Întrebarea este, păi ce ne facem peste 4 ani? Adică cine vine în locul Laurei Codruța Chioveși, poftim? Presupunând că dacă nu e Chioveși acolo, se duce naiba DNA-ul. Cine vine? Nu că se duce naiba DNA-ul, că discuția nu e asta. Și de asta n-aș vrea să se înțeleagă altceva din schimbul meu de opinie. Nu, cu, lasă asta cu Chris. Te întreb așa, discuția ce o să facem atunci? Discuția nu e că dacă nu e Chioveși acolo să alege praf de DNA. Da? Nu. Discuția este dacă rămâne Chioveși atâta vreme cât există motive să crezi că își face bine treaba pentru ce a fost pus acolo, sau că dacă nu mai este ea din nu știu ce motive, cine o va locui astfel încât să nu schimbe ce a făcut ea bun și ce trebuie să facă șeful DNA. Asta e discuția, dar în momentul de față nu poți să nu iei în calcul componenta personalizată. Chioveși, adică nu poți să vorbești de altcineva în afară de Chioveși. Îți spui acum, dom'le, o dăm la o parte pe Chioveși pentru că ea personalizează instituția exagerat și practic construiește un colos cu picioarele de lut, cum spunea domnul Terheș, și aducem pe cineva, nu știm cine, și acum în momentul de față știm cine? Îmi pune o întrebare, știm cine? Adică există cineva pregătit să ia locul Laurei Codruței Chioveși sau nu există?
sau ne batem capul cu problema asta inutil când nu are sens să ne batem capul. Ea există. Instituția, de bine de rău, funcționează pentru că o spune și Europa, o spune și America, o spune și opinia publică românească și ca tare de ce să mă gândesc eu ce spune Uniunea Națională a Judecătorilor din România să vedem transparent. Da, ok, vedem, discutăm. Nimeni nu spune să nu discutăm de comunicatul UNJR. Nimeni nu spune. Dar nu, nici să nu facem din ăsta talerul mai greu al balanței. Că nu ăsta e talerul mai greu al balanței. Dacă... Este Laura Codruța Chiovici din punctul meu de vedere în momentul de față. Nu știu, mă gândesc că întotdeauna, de exemplu, dacă vreau să vorbesc despre o stea, mă interesează ce spun astronomii. Dacă mă interesează să vorbesc despre justiție, mă interesează ce spun procurori, judecători, avocați, dar oamenii care se ocupă cu povestea asta. Și atunci, într-o astfel de dezbatere, dacă am fi o țară normală, un punct de vedere exprimat de o Uniune Națională a Judecătorilor, indiferent că acolo sunt persoane care au intrat în coliziune la un moment dat cu alte persoane și nu știu ce, a trebuit să conteze, să fie pus pe masă lângă un punct de vedere al Uniunii, al baroului, da? Ca să știm ce zic judecătorii, da? Eventual, ca punct de vedere. Domnule, ne exprimăm și noi un punct de vedere din când în când în chestiunea asta și cu un corp al profesional, nu știu, al procurorilor, dacă există o chestiune de genul, dar există CSM-ul, secția de procurori. Da? Da. Bun. Toate aceste voci, într-un astfel de moment, ar trebui să aibă un cuvânt de spus și să fie ascultat. Pentru noi, opinia publică. Până la urmă, decizia este evident că vine din partea CSM, care e organul îndrituit să valideze sau să invalideze o propunere făcută de Ministrul Justiției. Faptul ăsta, de exemplu, pe care l-a remarcat însă Chris Terhe și care pe mine mă năucește, am văzut că a năucit-o până și pe Ondin Gherguț, care e foarte atentă și foarte bine pregătită în zona asta, da? Care a strigat mai întâi pe Facebook, nu e adevărat, mâine nu s-a amână audierea de mâine a doamnei Codruța Chioveși în secția de procurori a CSM. Și unul a îndrăzit acum, păi, am întrebat-o și eu pe Ondin pe Facebook, a îndrăzit să-i spună lui Ondin Gherguț de sub, zice, vedeți că de fapt a anunțat chiar doamna Raluca Prună că e plecată mâine la Consiliul Jai de la Bruxelles și are loc audiere. Ondin o ținea pe ei. Nu, mâine are loc audierea, că n-are nicio legătură, că nu știu ce, că una alta, că e plecată doamna Prună, că ceea ce a și Chris Terheș. E, uite că totul se amână. De ce se amână în condițiile în care, cum zicea Terheș și cum zic și noi aici, cred, doamna Prună a lansat propunerea cu Laura Codruța Chioveși către CSM să fixase data, doamna Chioveși e aici, CSM-ul e aici, puteau să aibă loc audierile. De ce? Poate vrea să fie și ministrul justiției. Dar ce vreau să pot transmite online eventual dacă se poate ia audierile respective? Nu știu, aș exagera importanța acestui detaliu. Ba da, ceva îmi spune că iarăși nu funcționăm normal. Adică ce? Să mai așteaptă un întrerupător de undeva să dea cineva un da, un nu? De-aia mă enervează. Bai, stabili că marți la 3 ne vedem să bem o bere, da? Dacă nu a picat avionul cu tine, n-a venit un atentat terorist sau nu ți-a născut nevasta, de ce nu te-ai ținut de cuvânt? Da? Adică dăm un motiv. Păi știi că n-am putut, că era plecată mama la Piatra Neamț. Bun, păi dacă era maică-ta plecată la Piatra Neamț, care era problema? Puteți să vii să bem o bere la 3? Da, nu e un deadline de ăsta de moarte, adică... Ba da, spui... pentru că ține de, Laurențiu, adică, de... Adică Luca Prună când stă la Bruxelles? Ține de... Stă o zi, nu? Nu mă, dar ține de ieșirea din această zonă nebună în care ne aruncăm cu un fanatist teribil toți, în care vedem umbre lumini. Eu nu sunt de acord cu fanaticii pro-Chioveși, nu sunt fanatic pro-Chioveși, dar nici nu sunt de acord să devin fanatic detalii anti-Chioveși sau detalii care o pun la îndoială dar pe Chioveși. Dar ce era problema mâine să fie audiată doamna Chioveși? Nu era dacă nu era doamna Prună aici. Dar nici nu cred că... Și crezi că doamna Prună stătea cu stegulețul să zică hai Chioveși de pe margine? O, aud eu și cu asta basta. Dar nici nu cred că se prăbușește cerul pe Chioveși sau pe CSM dacă amână cu o zi sau două. Da, dar să nasc întrebări. De acord, da? Întrebări să nasc multe. Mircea Mariani alături de noi, să o salutăm. Salut, Mircea. Bună, Robert. Siarul Evenimentul Zile de Mâine l-am prezentat cu Ion Cristoiu un pic mai devreme, prima pagină, cu interviul lui spectaculos. Da? Da. Însă vreau să arăt o postare a ta de pe pagina de Facebook și vreau să ne spui dacă înțeleg că s-a dus domnul Dâncu la Digi24, da? Eu nu-l văd Digi24 și-l văd la televizor în general. Așa. Și scrii tu acum pe pagina de Facebook așa, să-mi spune și mie dacă televiziunea independentă Digi24, care în 2012 a sponsorizat USL, corect, iar acum a dat țării doi ambasadori, foarte corect, l-a deranjat pe domnul Dâncu cu vreo întrebare despre prezența în Academia de Studii de Securitate Națională sau despre stadioanele inutile și scumpe din fiefurile PSD, Telorman, Craiova sau Târgu Jiu. Hai mă, că ești răutăcios, bă, Mircea. Nu l-au deranjat? Cum să-l deranjeze?
Tu observi că dâncul ăsta apare și dă tot felul de interviuri pe teme care n-au nicio legătură cu activitatea lui de ministru. Nimeni nu-l supără cu nicio întrebare. Și nu scoate niciodată nicio știre. Deci de la dâncul e imposibil să scoți o știre. A fost și aici. Deci pe niște teme generoase despre care pot vorbi și eu, și mama, și soția mea, și toată lumea, dar despre ministerul lui, despre cum stă cu absorpția pe fonduri europene, despre micile lui bube, ca să zic așa, cu Academia de Studii de Securitate Națională, despre faptul că bagă 20 sau 30 de milioane de euro în stadionul lui Ponta la Târgu Jiu, unde o să pască vaca, pentru că echipa aia îmi pare rău, Laurențiu, nu are multe șanse să mai supraviețuiască. Nu, adică, Mircea, să știi că nu mă deranjează, pentru că aici sunt de partea ta, că nu-ți de acord să bagi atâția bani, nu-ți de acord să bagi bani deloc, până la urmă, de la buget, dar nu știam că bag atâția, 20 de milioane dâncul. Eu sunt mă uriașă, nu mi-aduc aminte, dar sunt zeci de milioane. Deci ei construiesc acolo un stadion foarte modern, poate nu așa modern ca pe ăla de la Craiova, unde și acolo înțeleg că e o situație foarte dubioasă cu echipa de fotbal, dar și recent am văzut o interpelare către Dâncu, în care Dâncu spunea clar, domnule, continuăm să construim stadionul, nu avem nicio problemă. Plus turnul Măgurele și Videle, unde se echipe de Liga a 4-a. Da, pentru asta trebuie să dea răspunsuri, domnul Dâncu, și pentru multe alte lucruri de care vorbești tu, pe bună dreptate, dar nu prea înțeleg asta cu Digi24, care e... Păi cum n-au dat doi ambasadori, are dreptate, da? Laurențiu, hai să ne gândim așa, cum era dacă Băsescu trimitea doi ambasadori de la evenimentul zilei în mandatul 2005? Aha, bună, da! Serios, uite, cum era la mine să fiu ambasador? Andronic și Mircea Marian. Exact, nu că mi-ar fi displăcut. Da, Andronic în Franța și Mircea Marian în Marea Britanie, eventual. Nu, o țară lejeră, uite, ca Andrei Zaharescu, Cape Town, o chestie dintre asta vreau și eu. Senegal. Să-ți încălzești oasele, da? Exact, așa, să stai la cald. Bun, dar care e ideea? Unde bate Mircea? Adică Digi24 este a lor. Televiziunea lor? Așa ar zice Laurențiu. Subscriu. Și atunci înseamnă că se explică și de ce s-a băgat pe piața de energie. Laurențiu, înțeleg că o parte din afacerile lui Sebastian Ghiță se duc acum către trustul acesta. Respectiv o licență cel puțin 4G, care nu s-a luat așa de ușor, pe care avea Ghiță, a cumpărat-o RCSRDS din câte... Acum vorbesc un pic din memorie, dar sunt 99% sigur pe ceea ce îți spun acum. Nu, așa e. Trustul ăsta s-a dezvoltat așa, cum să spun... Exponențial, da? Adică a primit și licențe de radio și licențe de televiziune, au stații regionale și așa mai departe. Bun, dar acum dacă au capital... Și l-au și pe Mândruță. Capital are, da? L-au și pe Mândruță? Nu e la Digi, la Digi FM? Mamă, ce m-a enervat Mândruță acum cu vințenia pământului. Că doamne câți bani puteai să dai la populație, să-i mănânce și nu știu ce. Nu, Lucian Mândruță a devenit un... Deci, cum să-l numești? Un releu foarte interesant. Deci dacă te uiți la Lucian Mândruță în anumite contexte, înțelegi cam cum bate vântul dinspre pădure. Poate ne spune Lucian Mândruță cum a obținut brevet de pilot pe banii mei și ai tăi și ai lui Mircea Marian. Serios? Da, cum? Bineînțeles, de la Aeroclubul României. El și cu Sturzu. El cu Sturzu și cu toată gașca asta care se folosește de o instituție care nicăieri în lumea nu-i finanțată de stat. Aeroclubele în toată lumea sunt chestii așa, faci pe banii tăi ce vrei. Îți iei brevet, zbori cu parașuta și așa mai departe. Noi dăm bani aceste instituții, cum dăm bani și la TVR, cum dăm bani și la Biserica Ortodoxă, cum dăm cornul și laptele, cum dăm... Dăm-o, ci că n-avem bani. Păi avem o căruță de bani, uite unde îi dăm. Ce pot să zic la chestia asta? Mă uit la Cioloș, că nu îndrăznește... E un tip care mi-e relativ simpatic. A zis și eu mai devreme, că n-are curaj să, dar n-are ce face. Exact asta mă gândeam pe drumul spre casă. L-a luat astăzi pe Tobă un pic și a zis, domnule, ce faci cu polițiștii ăia care anchetează cazul Gigină? Mă, nu e clar ce s-a întâmplat acolo. Nu e clar cine e Tobă. Trebuia să te duci cu o propunere de remaniere și pe el, și pe Curaj, și pe alții. Pentru că acest guvern, oricât ar fi... Tobă a fost ținut și e ținut în brațe, repet, la propriu și la figurat. Subliniez, e a patra oară când o spun în da? Eu deci Tobo a fost ținut în brațe la propriu și la figurat și astăzi este ținut în brațe la figurat. Deci guvernul pentru cunoscător, uite, ghici așa, ghici ghicitoarea mea. Băi fraților, hai să fim serioși. Deci există o listă care a fost pusă sub nasul lui Cioloș cu miniștri.
Păi el dacă nu știa de ăla, de stripperul ăla sau ce era săracul, așa, care trebuia să fie inițial ministru al sănătății, i-a pus o listă. Omul când s-a văzut cu lista a acceptat-o, acum să te duci să-i spui ăluia cu lista, să-i zici, știți, vreau să-l schimb pe Tobă, să poate, ce ești nebun, ăla a fost pe listă, nu ți-am dat lista de la bun început, când ai zis da, da a rămas. Un an de zile stai cu Tobă pe cap, dar pe curaj aș putea să-l schimb, dar pe Achimaș Cadariu, pe asta cu bebelușii, bă, tu n-auzi că ți s-a dat o listă? Stai cu minte cu lista aia de acolo. Și atunci Cioloș ce face? Dă semnale, cum ziceam așa, apelând cumva la bunul lor simț. Bă, plagiatorule, dă-ți mă demisia, ăla nimic. Bă, incapabilule de la sănătate, dă-ți mă demisia, bebelușii cu tare, ăla nimic. Bă, incapabilule de la Smurd, am prezentat un raport al Corpului de Control al primului ministru, dă-ți mă demisia, așa, da? Ăla nimic, da? Păi, demisia de onoare nu există. Onoarea nu există azi. Robert, eu cred că raportul de ieri în legătură cu colectiv a fost plasat cu intenție de Cioloș. Foarte bine, zic eu, în ziua cu dezastru acela, cu atentatele de la Bruxelles, pentru ca în mintea oamenilor să se facă legătura ce s-ar întâmpla, Doamne ferește, cum bravo, ar interveni ai noștri. Foarte bună observație. Numai că nu i-a ieșit lui Cioloș. Aseară la ora 10 pe 3 televiziuni pe care am scanat eu, Realitatea, RTV și Antena 3, deci ora de vârf, da? Nu exista acest subiect. L-au băgat sub preș, Arafat nici până în acest moment nu a dat absolut nicio explicație, se va uita și omul este nemișcat acolo. Ba mai mult am văzut o declarație interesantă a purtătorului de cuvânt al guvernului, domnul Dan Suciu, care a spus că raportul nu a fost dat pentru a identifica persoane vinovate de ceea ce s-a întâmplat acolo, ci vinovății individuale, ci pentru a arăta deficiențele unui sistem. Păi bă, o luăm de la cap, un sistem e condus de oameni, iar judecăm strâmb. Până acum spunem că dacă pleacă Chioveși din fruntea DNA-ului, se prăbușește DNA-ul, da? Ne-am înțeles? E, dar când e să judecăm povestea cu Arafat în prisma sistemului de urgență și Smurd, brusc zicem, domnule, nu-i contează că e Arafat acolo, nu mă e el la capul sistemului, da? Da, acolo să știi că adică, chiar el e sistemul. Păi da, bă, dar lucrurile sunt, nu vedeți ce nebune am aici ajuns. Aici te rețești de dreptate, că deci, da, l-ai lăsat la Chioveși, nu e același lucru, adică nu văd dacă o scos pe Chioveși de acolo, nu găsești unul, eu sunt convins că există, care să-i țină locul și să-și facă treaba bine, dar nu e cazul acum. Și-a asumat cumva, între puțini, procuror că și-a asumat statutul de țintă, piept, a zis, bă, de acord. Dar la Arafat îți garantez că dacă l-ai scos de acolo, afli ce bani au ajuns la Radu Tudor, afli ce bani au ajuns la nu știu ce și el e ținut acolo, cum să zic, de ei. Păi iar că ne uităm iarăși, o să o arăt într-o zi din nou, cine în consiliul ăla de onoare al Fundației pentru Smurd? Păi, o să înțelegem. Radu Tudor. Îi spun eu, Radu Tudor, Urezeanu. Doar că numai el. Urezeanu, nu știu dacă mai e, a fost și Urezeanu. Uite, aduceți-vă aminte un lucru să vă zic. Pe 21 noiembrie, prima sau a doua ședință de guvern, Cioloș îi cere lui Arafat, destul de răstit, un raport și un plan de reorganizare a ISU. Nici până acum nu i-a prezentat Arafat nimic. Îl doare la bască, pentru că Cioloș nu are curajul să-l schimbe și nu are puterea să-l schimbe. În guvernul ăsta eu zic că sunt și oameni decenți, dar o să rămână cu pata cu Cioloș, curaj, Achimaș, Cadariu. Uite, am găsit și arăt în momentul de față de cine acest Consiliul Director al Fundației pentru Smurd sunt așa. Raed Arafat, președintele Consiliului Director, general locotenent Vladimir Secară, vicepreședintele Consiliului Director, Adrian Diță, secretarul general al Consiliului Director, Frank Heidi Neac, director general EON România, Emil Hurezeanu, scriitor, publicist și reputat analist politic. Mihaela Rădulescu. Un ambasador. Mihaela Rădulescu, realizatoare și moderatoare consacrată de emisiuni de radio și televiziune. Alex Șerban, senior partner, Șerban Musneții Associates. Și Radu Tudor, editorialist, analist pe probleme militare, Jurnalul Național. Deci știi ce e grav cu Fundația pentru Smurd? În primul rând că, așa cum spune numele, zici că e a Smurdului. Dar asta e o treabă privată. Privată. Când donezi bănuțul ăla, de fapt nu-l donezi pentru Smurd, cu tare, pentru fundație. Fundația asta și-a făcut reclamă pe site-ul Smurd. Doar ea, nu a ta, nu a mea, nu a lui Mircea Maria, am putea să avem și noi fundații pe care să cerem banii ca să trimitem în sistemul de urgență. Lumea confundă la un moment dat Smurdul cu Fundația pentru Smurd. Pentru că au folosit această căpușe de nume și în conducerea ei este Arafat. Deci incompatibilitate, conflict de interese, cât casa aici,
Ei bine, ăsta e un caz foarte grav, inclusiv după părerea mea de anchetă penală. Cum a ajuns această reclamă a Fundației pentru Zmurd pe site-ul Zmurd? Într-o zi, poate cu soare, nu cu ploaie, acum e ploaie, da? Și altă întrebare, Lovre, scuze-mă. Nu vine cumva... un tic-tac și pentru niște băieți din ăștia care cred de fiecare dată că nu pot fi clintiți din astfel de poziții. Uite, înțeleg? Mircea și Robert, vă întreb eu. Nu cumva din banii aia, din sponsorizările pe care le cereau pompierii când mergeau în control, că știi că aveau voie a dezvolta voluntar. Au voie și acum. Au voie și acum. Aoleu. Deci nu cumva au ajuns și la Fundația pentru Zmurd? Au făcut publice, îți răspund, Laurențiu, pe site-ul IGSU niște sponsorizări din 2015. Personal nu sunt convins că sunt toate sponsorizările pentru că n-am cum să verific. La un moment dat, Tobă pusese pe site-ul Ministerului de Interne un proiect de ordin prin care se transparentizau și se verificau aceste sponsorizări. Eu personal, mie mi se pare aberant ca un organism de control să primească sponsorizări. Cum e, mă frate, să sponsorizezi poliția eu? E o nebunie, mă, așa ceva nicăieri în lume nu vei găsi. Deci asta, să zicem că în creierul lor, aș zice, nu de polițist, ci de mafiot, asta nu intră. Dar nici măcar n-au pus în aplicare sau n-au publicat în Monitor Oficial acel proiect de ordin să-l transforme în literă de lege prin care să verifici sponsorizările și toată lumea să fie obligată să le pună pe site. Trebuie să fac o precizare și e bine că, uite, am greșit când am spus că povestea că Prună e plecată nu putea să fie făcută în absența lui Prună. Cristi Danileț îmi spune că ministrul e membru de drept în secția de procuror, deci e un vot. Da? Bun. Deci rectificăm plecarea lui ministrului Prună la Bruxelles, da? Mea culpa înseamnă că o făcea să nu poată să-și dea votul în audierea de mâine a Laurei Codruța Chiobeș. Și mi se pare că e o reuniune de urgență. Da, dacă e o reuniune de urgență, într-adevăr. Bun. Acum, ce crezi că se întâmplă, Mircea? Te întreb atât ca să conchidem puțin. După povestea asta cu raportul de la Colectiv, știu că pică într-un moment, cum ai spus tu, poate că într-adevăr Cioloș a vrut să tragă un semnal de alarmă, să spună fraților, da, dar cum ziceai și tu, nu s-a vorbit foarte mult despre ele. Și atunci ce se întâmplă cu acest raport, cu această situație? Nimic, absolut nimic, pentru că e clar că Cioloș n-are forța să intre în sistem și acolo vinovați sunt zona de Minister a Sănătății, nu știu dacă te-ai uitat. Deci au fost spitale, ministerul și câteva dintre spitale nu aveau activat, nici măcar nu aveau un plan alb de intervenție. Asta înseamnă că în caz de dezastre, spitalul are niște proceduri cum să intervină. Nu exista un astfel de... Deci Ministerul Sănătății, mafie prea mare ca să intre, Ministerul de Interne nici nu mai vorbim. Așa ca o paranteză, Cireașa de pe tort sau Nuca de pe colivă. Mă, cum e să-l pui la Academia de Poliție, fabrică de doctor, rector pe un profesor de sport care a fost actoraj de 2 bani în niște seriale? Îți bagi joc, adică vrei să-mi spui că ăla va conduce o școală doctorală și va face curățenie acolo? Deci, nu se va întâmpla nimic în mandatul Cioloș cu acest raport. Dar în 2016 o să câștige PSD-ul, deci iar nu o să se întâmple nimic. Și răspunde-ne și tu la sondajul ad hoc făcut aici, da? Vrei moschee la București? O să fie lângă redacția evenimentului zilei, să știi. Da, din păcate nu sunt de religie musulmană, să mă duc. Declarația lui Iohannis. Deci m-am tăvălit, nici măcar nu m-am enervat. Cât de inadecvat poți să fii când toată lumea se uită la atentatele de la Bruxelles și spune sunt teroriști musulmani, sunt teroriști care au acționat în numele religiei islamice. Tu să anunți că îmi faci aici în mare viteză o moschee uriașă. O să ni se spune că nu înțelegem geopolitica și că de fapt domnul Klaus Iohannis, ducându-se în Turcia, țară eminamente musulmană, de fapt a vrut să dea un semnal către musulmani că noi suntem prieteni cu ei și prin urmare, iată, în felul acesta evită niște atentate pe teritoriul României, care e o țară primitoare și vrea inclusiv moschee la București fără niciun fel de problemă. Robert, numai foarte scurt îți spun. Ceea ce primește acum Turcia de la Uniunea Europeană, respectiv eliberarea din regimul de vize, va fi o catastrofă pentru România, pentru că nu vom mai intra în Schengen. E o mare problemă dacă turcii vor putea circula liber prin întreaga Uniune Europeană și nu vor mai permite în consecință cei de la UE ca România să intre în spațiul Schengen. Au nevoie de cât mai multe bariere. Da, asta Mircea, dacă primesc, li se ridică vizele, îți dai seama că asta e și hemoragie de musulmani din Siria, pentru că cine controlează
Cine controlează? E foarte riscantă povestea asta și România va fi afectată. Nu vorbesc de faptul că turcii au primit 6 miliarde de euro prin șantaj, în timp ce grecii n-au primit absolut nimic sau, mă rog, n-au primit mare lucru. Deci povestea asta cu Turcia ne afectează la modul rău. Și nu discutăm despre asta. Bun, dar Schengen oricum e pe moarte. Adică nu cred că mai depinde de asta, nu? Nu aș zice. Eu cred că o să îi depășim momentul ăsta a atentatelor și lumea o să-și revină. Și Schengen are avantaje foarte mari economice. Dacă închizi acum Schengenul, Laurențiu, se încalcule că se pierd miliarde de euro pe an, faptul că poți să treci mărfurile fără să mai oprești la graniță. Deci nu există un interes economic să-l menții totuși. Da. Mulțumesc foarte mult, Mircea Marian. Foarte rapid, mai avem un apel, sper că mai e în linie, Adi Bitiș din Statele Unite ale Americii. Rapid, adică i-am promis lui Laurențiu că stăm până la ora 22 și s-a făcut ora 23. Da, o să se supere pe mine. Salut, te rog. Bună seara, Laurențiu. Bună seara. Scurt, s-au atacat câteva subiecte. Primul subiect, cel cu Clubul Colectiv. Dacă mai ții minte, chiar emisia Unde TV a început în acea perioadă. Exact, cu atentatele. Și intervenisem, da. Nu, cu Colectivul. Cu Colectivul, în perioada, da. Când, așa. Dar noi am pornit atunci când am făcut ediție specială, în momentele în care au avut loc atentatele de la Paris, de la Bataclan, da? Eram la câteva, așa am început, în forță, da, din păcate. În legătură cu Colectivul, în acea intervenție care am avut-o în preajma tragediei, am spus părerea mea și cred că se confirmă din ce în ce mai tare, pe lângă autoritățile care au intervenit la Colectiv în prima fază, atunci în acea seară, mare parte din vină și părerea mea pentru pierderea de vieți omenești în cadrul spitalelor sunt de vină doar medicii. Doar medicii care nu au avut curajul să se ridice și să spună: domnule, nu avem ustensile, nu avem. Din păcate nu te mai auzim, Adi. S-a blocat semnalul. S-a blocat semnalul, da. Hai să-ți arăt cea mai... O spunem, va fi declarația tâmpită. Alo? Da, te auzim acum. Da, s-a întrerupt. Adi. Am auzit până la ce spuneai cu medicii, că nu au avut o atitudine. Nu au avut curajul. Nu au luat atitudine în ceea ce privește lipsa materială și tot ceea ce presupune acordarea unei asistențe medicale de înaltă calitate. Pentru că toți sunt conectați și în spitale, medici, șefii de secție, la diferite partide și nu au curajul să iasă în față și asta va fi întotdeauna. Asta în legătură cu Colectivul. Deci o mare parte din vina o au și medici și sistemul medical, care s-au dus așa pe burtă, las că o rezolvăm cumva. Ei, cu viața nu pot să rezolva așa. Da, corect. Lasă că merge așa. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Adi, pentru această intervenție. Încheiem emisiunea. Te rog. Cealaltă problemă? Ok. Ok, am să intervin altă dată. Mulțumesc foarte mult. Laurențiu, îți mai arăt. Aș numi o declarație. Știi cine e ăsta? Domnul ăsta? Mă, nu știu. Uitați-vă bine, am început să îl lipsul la băiatul ăsta cu față de utecist așa, da. Deci pe ăsta îl cheamă Seamănă cu un utecist, da, ce să mai uite. Seamănă din filmul ăsta, Codrus Sereș ăsta, da, de la Daniel, deci, Constantin. Individul ăsta se numește Silviu Crescu. Acest individ este președintele, atenție, Academiei Naționale de Securitate. Ce asta? Aia, declarația, da, Academia Națională de Științe ale Securității Naționale. Okay. Da, Silviu Crescu, uitați-vă la el bine, doamne și articolul din Libertate, da? Fost candidat la președinția României și el zice că asistăm la o declarație de război a ISIS la adresa UE, bla 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 bla, de asemenea atentatul arată cât de precară e securitatea la infrastructura critică a UE, celule teroriste, aceasta e o greșeală, trebuie anihilate celule teroriste, până aici e bine. Și acum vine declarația, atenție, făcută de un individ care conduce această academie. Nici dacă erai prostul proștilor din lumea asta, nu spunea așa ceva. Zice, din fericire, România stă mai bine decât Occidentul, deoarece există o înțelegere între serviciile secrete românești și lumea arabă. Fac comerț în România, cresc miei, își trimit acasă banii realizați pe teritoriul nostru, iar ei ne lasă în pace.
Înțelegerea dintre noi și arab cu o vechime de mai multe decenii se numește filiera siriană. Așa merg lucrurile în această lume, a declarat Silviu Crescu pentru Libertatea. Băi, oameni buni, deci gândiți-vă puțin! Deci omul ăsta trebuie să plece mâine, mai dați-l o dată, ăsta este tembelul lumii, lunii și lumii, înțelegeți? Să bă, spui da. În contextul ăsta că există o înțelegere între serviciile secrete românești și lumea arabă. Deci pentru că ea fac comerț în România, da? Ăștia, și banii realizați pe teritoriul nostru, ei ne lasă în pace, deci, nu știu ce. Robert, fă emisiune numai cu asta. Băi, oameni buni, vă dați seama în ce lume este... trăim. Deci acest tembel numit Silviu Crescu, nu poți să-l numești. Cum să declar, mă, deci, una ca asta? Opera, mă, da. Este președintele Academiei Naționale de Securitate, fost candidat la președinția României, care declară o astfel de chestiune. Băi, oameni buni, suntem nebuni cu toții. Ce din fericire România stă mai bine decât Occidentul, deoarece există o înțelegere între serviciile secrete române și lumea adică, arabă. Adică, cu alte cuvinte, un înalt oficial român, omul ăsta e un înalt oficial român în materie. Președintele acestei academii. Spune Europei și lumii întregi, Europa lovită de atentate, România e ferită de ele, că ăia care vă lovesc pe voi fac bani la noi. Incredibil. Înțeles? Incredibil. Deci incredibil, da. Bă, eu sunt uluit. Asta e subiect de emisiune. Da, este e o nebunie. Oricum, va nega, va spune că a fost citat greșit, nu știu ce. Îți mulțumesc foarte mult, Laurențiu. Ți-am furat o oră în plus în viață. Sper să nu te superi pe mine. Plăcerea mea că, uite, reușesc să-ți dau și o mică mână de ajutor pentru ce faci tu aici. O treabă excelentă. Te aștept pe platforma Unde TV oricând, dacă vei vrea să realizezi o emisiune aici, ești binevenit. Prieteni, mâine seară nu ne vom întâlni de la 8:30, pentru că o spun acum la finalul emisiunii, mă simt foarte rău, am răcit. Mă simt atât de rău încât mă simt și un frison deja, deci probabil că e vreo gripă, vreo ceva, așa că vă rog să aveți îngăduința să ne vedem duminică seara de la ora 20:30, să sperăm că n-avem vreo nenorocire, lumea asta începem să ne obișnuim cu toții, cu tot soiul de nenorociri, din păcate spun. Așadar ne vedem duminică de la ora 20:30 pe platforma Unde TV, aici în emisiunea Videocrația. Sănătate multă tuturor și noapte liniștită, Doamne ajută! Soundnet.ro, cel mai tare showroom de sunet și lumini din România. Vino să testezi echipamentele din Accord și Electrovoice la Soundnet.ro. Boxe, mixere, amplificatoare, procesoare, lumini, tot ce ai nevoie pentru locația ta. Soundnet.ro.